Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați revenit la Fanatic Super League. Ieri am început noul sezon de Fanatic Super League cu o ediție specială, plină de evenimente și de informații exclusive. Ieri duminică, pentru că au fost partide interesante sâmbătă seară, iar acum continuăm în forță să facem show, nu? Parcă așa zicem Bănele, nu? Show, să facem show. Fanatic Super League revine în forță, oameni buni, vom avea emisiuni de acum încolo non-stop și vă vom ține la curent cu absolut tot ce mișcă, în primul și în primul rând, bineînțeles, în fotbalul european. Multe lucruri interesante. Ieri, o duminică spaniolă, da? Dacă ar fi să ne gândim așa, Alcaraz l-a învins pe Djokovic la Wimbledon, apropo de Spania-Anglia. Deci, spaniolul Alcaraz câștigă la Wimbledon pe tărâm britanic. Spania, previzibil, câștigă cu 2-1 finala Euro și se încoronează campioana Europei, cea mai bună echipă de departe, cea mai bună și cea mai completă națională. Practic, echipa care a învins la acest Euro 4 foste campioane mondiale și cu asta basta, am spus tot. Fotbalul a învins antifotbalul, despre asta este vorba. Spania, o echipă care promovează fotbalul, Anglia cu stilul lui Southgate, o echipă antifotbal, nu mai putea să-i meargă lui Southgate la infinit. I-a mers o grămadă de meciuri. Un antrenor, după părerea mea, modest, și mi-asum ceea ce spun, un antrenor modest, pentru că dacă ai atâtea finale, le pierzi cu același stil și nu înveți absolut nimic, nici măcar în ceasul al 12-lea, fără un minut, adică mă refer aseară, și practici același fotbal minimalist, da? Pentru că ăsta este fotbalul propus de Southgate, așa, pentru mine ești un antrenor modest, în niciun caz nu ești un antrenor mare. Iar asta cu scuzele înainte de meci, înainte de finală, domne, ziarele, tabloidele, Southgate, iar eu cred că puteau să mai aibă puțină răbdare. O nouă prestație modestă de echipă mică și de națională mică, cu jucători mari însă, ai Angliei, repet, în stilul minimalist al lui Southgate, care, bineînțeles, am făcut pariu cu absolut toată lumea că nu va câștiga Anglia, le-am zis, bă, pun și casa la bătaie, dar îmi pun casa că Anglia nu va câștiga, n-are cum să câștige, pentru că Spania joacă fotbal, nu poți la infinit să înscrii minutul 90, nu poți la infinit să beneficiezi de o deviere, nu poți la infinit să te ajute arbitrajele la milimetru sau să te ajute arbitrajele la general, cum s-a întâmplat cu Anglia. Până la urmă vine și destinul și s-a terminat totul absolut cum era firesc. Am mai văzut ieri o partidă foarte bună, CFR Dinamo 3-2 cu 2-0 pentru Dinamo, însă o prestație mai mult decât solidă a dinamoviștilor. Avem foarte multe lucruri de discutat, mai ales că se mișcă și lucrurile în Mercato. E posibil să vă anunțăm un super transfer astăzi aici la Fanatic. Vom vedea și veți vedea despre ce este vorba. La 13.30 avem show-ul nostru, Max Profețiile lui Mitică, așa că undeva până spre ora 15 avem treabă. Rămâneți cu noi, stați la servici să nu vă vadă șefii cu tableta, pac, pe sub masă, da? Sau pe unde sunteți, da? Și uitați-vă la Fanatic, pentru că aici se dă ora exactă. Invitații de astăzi, Vivi Răchită, unul dintre analiștii noștri de forță. Salut, Vivi, bine ai venit! Salut, Horia, bine. Și Bănel Nicoliță, care a venit azi dimineața de la mare, a plecat pe la 6 dimineața ca un adevărat profesionist, a gonit și a ajuns la Fanatic, așa cum a promis. Salut, Bănele, și la fel, bine ai venit! Frumos la mare? Da. Ți-am văzut poze cu alea mici? Fetițe la mare. Da. Da, le-am două zile. Da? Cum a fost? Da, foarte frumos pentru ele și pentru mine. Lume multă? Păi de cap, mă fur. Da? Fetele mele au intrat la ora 11 pe apă și au ieșit mă la 7. Da? Decât între ei așa la prânz când mergeau la masă. Dar nebunie, a? Ce da? Lume ca... N-ai venit să arunci un pai. Incredibil. Da, foarte bine. Bine. Și apa caldă a fost ok. Da. Bun, Vivi, hai să începem puțin cu, că na, suntem Fanatic Superliga, da? Și apropo de asta, avem și sponsorii principali care trebuie să le mulțumim. Este vorba despre Aqua Carpatica, sponsorul premiu și, bineînțeles, sponsorul principal al emisiunii. Este vorba despre Superbet. Vivi, o să vorbim imediat despre CFR Dinamo, na? Pentru că, repet, suntem Fanatic Superliga, dar acum avem o primă legătură telefonică cu antrenorul secund al lui Dinamo, cu prietenul nostru și cu analistul nostru, cu Florentin Petre. Florentin, salut! Bună dimineața, Horia! Salut, salut, salut! Noștri, da.
Salut, dar, dar vorbești din avion? Așa mi-a zis Adi Barna. Sunt pe pistă încă. A, sunteți pe pistă, am înțeles. Rulați, ca să zic așa, nu? Rulăm, da. Da, da. Ce s-a întâmplat, Florentine? Ați jucat bine, dar totuși ați pierdut. Da, după o primă repriză extraordinar de bună a băieților și o concentrare și o disciplină extraordinară, exact ce s-a făcut la antrenament. S-a lucrat, s-a văzut meciul de pus senzațional cu două goluri pe PlayStation. A doua repriză, nu știu... Da, Florentin, mă auzi? Florentin, mă auzi? Da. Din păcate nu se aude bine. Hai să facem altceva. Voi oricum faceți o oră, nu faceți mai mult de acolo. Ne auzim în vreo două ore ca să vorbim calm, că nu se aude, să știi. Perfect. Dar n-are, nu se aude, știi cum e, e cum să spun, se bruiază și chiar sunt curios, că chiar vreau o analiză, fiindcă, repet, Dinamo arăta bine, chiar arăta bine Dinamo. Da, da. Bine, mulțumesc, drum bun, drum bun acolo, da? Drum bun acolo, să aterizați cu bine și felicită-i pe băieți și din partea noastră. Chiar dacă ați pierdut, Dinamo a arătat un fotbal consistent. Ne auzim după ce aterizezi. Bine, mulțumesc. Mulțumesc mult. Nu se auzea, știi cum e, și n-avea niciun... Surpriză plăcută, Dinamo. Da? Cum ți s-a părut? Surpriză plăcută, prima vez. Dar tot nu înțeleg la Kopić. Mă, n-ai învățat nimic din sezonul trecut, când foarte multe meciuri le-ai pierdut în minute de prelungire. Și mă uit la schimbările pe care le face Amzăr, Irimia, Caragea, toți copiii, cum poți să ții rezultat de egalitate la CFR acasă, da, cu copiii ăștia? Bă, gândiți că o trucă experiență, sau îl bași pe Patrichie, fundaș dreapta. Pe Patrichie, fundaș dreapta, n-a mai jucat după vremea când era la Sportul, de înțeles. Nu poți. Eu aici cred că au greșit și n-au mentalitatea asta de echipă adevărată. Cum să pierzi atâtea puncte și atâtea meciuri în minute de prelungire? Acolo totul pleacă de la psihic, dar și de la antrenor. Și de la antrenor. Adică de la antrenor nu le dă încredere. Nu, l-am văzut stând pe bancă. Cum să stai pe bancă în minute de prelungire? Sau, încă o dată, cum să introduci pe Irimia? Da, jucător talentat. Dar e copil. N-are fizic. Nu poți să te bati, Irimia, să te bati cu Bârligea sau cu Taxidis. Nu? Eu. Un copil. Sau Amzăr pe stânga și... Caragea, alt copil, nu poți. Eu cred că totul pleacă și de la antrenor. Aici un antrenor cu mai multă experiență, un antrenor care să cunoască bine fotbalul românesc în primul principal. Adică, Vivi, ca să înțeleg mai bine, tu spui că atunci când echipa conduce cu 2-0, joacă și după aia se prăbușește și pierde cu 3-2, este clar, este vina lui Kopić? E normal. Cine conduce echipa? Kopić. Cine face tactică? Kopić. Cine le dă moral? S-a întâmplat la Bordeaux. Scuză-mă, văd că sunt condiții. Că văd că pleacă, da? Vin cu avionul de la Cluj. Da. Vezi că, văd că sunt condiții, nu stau rău la condiții. Sunt vorbe din fotbal. Un antrenor se cunoaște la pauză și la schimbări. Petrescu s-a cunoscut la pauză și la schimbări. În schimb, Kopić la pauză și la schimbări nu s-a cunoscut. Deci e vina lui Kopić, nu? E eșecul lui Kopić, nu? Eu cred că e și eșecul lui Kopić, cam și în sezonul trecut, foarte multe meciuri pierdute. El știe ce are acolo, Florentin, cea că s-a... goluri de PlayStation, goluri pe greșeli personale ale fundașilor de la CFR. Și mai spun ceva, măi, Dane, Petrescu, eu oricum am spus că CFR-ul va câștiga anul ăsta campionatul și cred că mi-au ieșit în ultimele sezoane în Horia, nu? Așa, dar dacă nu ați mai aduci câțiva jucători, o ai grea, cum să spune, și mai renunță la Camora și la Dacă, mai ține mai pe bancă, că nu poți cu jucători care au amândoi 75 de ani să te bazi la campionat. Camora nu mai putea, în afară că a greșit la golul 2, era o fază în minutul 80 și ceva, nu știu ce jucător din Amovista a plecat pe contraatac, nu putea să alerge după el. L-am văzut, zice, că suntem noi la Old Boys, când jucăm între noi. Nu mai poți. A câștigat, țin-l de vestiar, dar e greu. Nu cred eu că la ce face Neuțu Varga la CFR, când până la dispuție tot nu-i găsești Oldan Petrescu în fundaș stânga decent care să nu crească. Eu cred că vor ajunge. Deci hai să terminăm să ne întoarcem puțin la Dinamo. Deci în momentul în care tu, ca antrenor, persiști în aceeași problemă, e vina ta, clar, nu? 100%. Deci, după părerea ta, ca să fim tranșanți, 100%. Este eșecul lui Kopić aseară? Eșecul lui Kopić, da. Nu? De la schimbări. A? La schimbări. Nu, dar și mai e ceva, l-am văzut pe bancă, la final.
cum să spun, n-are vână în el la final, nu se, l-am văzut la 3-2 când a dat CFR-ul și stai, golul Puteana era al CFR-ului. Da, 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 păi a mai avut, nu? Și l-am văzut că și-a îngropat fața în mâini. Deci copii, atât a mai putut să facă. Și-a îngropat fața în mâini, parcă știa că o să piardă. Echipa se exprimă cum vede antrenorul. La fel cum vede antrenorul pe bancă. Da. Dacă vezi un antrenor exuberant, care să... Bă, și echipa trebuie. Dacă vezi că stai pe... Și echipa se așează pe teren. Da? Deci, în afară de goluri, păi, am avut Bârligea, ocazia lui Bârligea aia cu latul din 5 metri. Aia e mai greu să dai afară. Că îți dai să mai pe centru porții. Aia cred că va fi ratarea anului. Asta îți dai să mai ești pe centru porții la 5 metri de poartă. Poarta are 7 metri 20. Deci cum să o lovești ca să nu nimerești poarta? Trebuie să-i dai foarte bine ca să dai pe lângă poartă, cum a dat Bârligea. Da. Da. Deci, golurile astea, zicea Florentin, nu, golurile au fost marcate pe greșeli individuale ale jucătorilor de la bine, CFR. Bine, execuția lui Cârjean, da, super. Dar cum l-a făcut pe fundașul central, i-a dat mingea printre picioare. Un fundaș central, dacă era Boban acolo, niciodată nu prima golul la CFR. Sau la golul 2, Camora vrea să sare pe sub minge. Era în fața atacantul, vrea să sare pe sub minge, că lasă mingea. Nu degajează-o dacă ești în fața portarului. Schimbă pe linia de fund. Am văzut că a schimbat sistemul, mai joacă cu 3 fundași centrali, joacă cu 2 fundași centrali Kopić, bine știind și că CFR-ul joacă cu un singur atacant. Altă ceva. Păi, stăteam acum și făceam o analiză pe drum. Spuneam așa, Craiova are antrenor, dar este dependentă de Mitriță. PCSB-ul are jucători, dar nu are antrenor. CFR-ul are antrenor, dar nu prea are jucători. Da, bine, când vor veni și ceilalți jucători, vă spui, cam astea sunt echipele care să bat la titlu, nu? Rapid, vedem. Rapid... Nu știm nici dacă are jucători, nici dacă are antrenor. Dacă are antrenor. Momentan, da. Știi? Da, pentru că se întoarcă UTA acasă... Adică nu, la Rapid nu știm nici care este cu adevărat valoarea lotului, nici cu adevărat care e valoarea lui Nele. Eu zic că la Rapid chiar trebuie să așteptăm. Da. Nu m-a impresionat Rapidul. Nici pe mine. Nu m-a impresionat. Ia zi-mă, Bărelinio, Dinamo nu s-a mișcat rău. Mi-a plăcut. Chiar am văzut meciul, chiar venise după plajă și am stat să vă au jucat, Dinamo știi cum e? Au jucat ca niciodată, au pierdut ca întotdeauna. Da, cu presiune, păi, adică și când au început repriza a doua, chiar dacă a fost egalată de CFR, i-au pasat, adică au avut chestia asta de a pasa și să aibă calmul ăla, dar vezi, experiența a făcut ca CFR să câștige meciul. Și bineînțeles, așa cum a spus și Rachetă cu antrenorul, bine, nici nu ai ce jucători să bagi pe bancă. Mai sculă Dan Petrescu decât Kopić? 100%. Da? Mai bun? 100%. Că mie mi s-a părut că aici a fost un duel clar și direct între antrenori, pe care l-a câștigat arătându-și valoarea Dan Petrescu. Mă ierte, Kopić nu, Dan Petrescu 4-5 clase peste. Da? Sincer. Da? Mi-a fost și antrenor 2 săptămâni, dar îl știu. Atâtea campionate câștigate, n-ai cum să-l compari. Nu, dar și aseară s-a văzut. Și aseară, cum face schimbarea la pauză, cu Bilingea, cum intră Bilingea, cu câte ambiții și ce... Nu, și schimbă jocul. Practic tot jocul la pauză. Adică vezi al CFR ocazii clar. Peste ocazii. Pentru că bun, ei au marcat omul titlu. Da. Asta-i Dan Petrescu, da, care da, poate da. Să câștige. Da, da, da. Adică dacă CFR-ul are o șansă, are cu Dan Petrescu. Petrescu. Da. Vedeta echipei CFR Cluj este evident Dan Petrescu. CFR-ul e antrenorul, cum a spus și domnul Rachetă. Băi, antrenorul trebuie să, frate, să bat acolo, să țipe. Uh-huh. L-a subordonat pe Kopić aseară Dan Petrescu? Bă, da, prin tot ce a făcut. Da? Și prin schimbări și prin cum mișea la bancă. Cum a schimbat a doua repriză. A doua repriză și cum striga la fiecare presiune. Jucător, presiune pe jucători, pe arbitri, pe toată lumea. Da. Asta înseamnă antrenor. Da. Și asta înseamnă Dan Petrescu. Da. Ăsta e câștigul CFR-ului. Pentru că eu zic că CFR-ul avea nevoie de Dan Petrescu. Vedeta acestei echipe nu este Taxidis, nu e Bârligea, nu e cine o mai veni, e cum îl cheamă? Dan Petrescu. Da, da, bun. Bun. Ok, hai să vedem ce spune omul titlu, da? E clar, un atu uriaș, va fi un atu uriaș pentru CFR Dan Petrescu și sunt convins că Neluțu Varga îi va aduce întăriri. O să și vedeți imediat despre ce este vorba. Haideți
haideți să vedem ce a spus Dan Petrescu după frumoasa victorie de CFR-ul a început până la urmă bine. Când întorci de la 0-2 și câștigi cu 3-2, poți să spui că ai început campionatul bine și cu speranțe să iei titlul de campion. 2-0 și revenire în prelungiri. Aceeași întrebare, prelungiri. Care prelungiri? Care prelungiri? Golul n-a fost în prelungiri. Intru 78 sau cât a fost. Al treilea, 92. Da. Erau 7 minute. Da. Ce să zic, sunt supărat pentru cum am început meciul. Sincer, am fost surprins de felul cum am jucat. Înainte de meci am zis că nu sunt așa de fericit de ce e la echipă. Și cred că ați văzut de ce. Au venit jucători mulți, au venit târziu unii dintre ei. M-am bazat mult pe cei după bancă, că o să intre bine. Mogoș, Biligea au venit cu spirit bun de la echipa națională. Corineț a intrat excelent și pe un. Și Nicola a intrat târziu, dar păcat că n-a avut timp să arate și el ce poate. În schimb, la pauză aș fi făcut 7 schimbări, dar n-aveam voie. Și nici n-am vrut să pierd echilibru și balanța, să fac vreo 4 schimbări, că așa aș fi vrut. Și am zis să țin puțin, să văd ce se întâmplă. Ne-a ajutat foarte mult golul lui Dani, pe care, din păcate, a avut 2 ocazii incredibile, mai ales una din ele, cred că va fi ratarea sezonului, dar a fost acolo. S-a văzut că are valoare și împreună cu Tahiti sunt 2 jucători foarte importanți pentru noi. Îi pierduse deja pe Otele și pe Muhar, deci nu e ușor să aduce alt jucător liber să fie la fel de bun. Sunt convins că vom suferi în continuare și în România și în cupele europene și jucătorii care au venit târziu sper să intre. Plus că mai trebuie 2-3 jucători neapărat, dacă vrem să avem pretenții. Dacă vrem, dacă nu vrem, atunci nu. Dar în același timp va fi și greu să găsesc ce vreau eu, jucători liberi și buni în momentul de față. A fost Iureș la pauză în vestiar? Ați avut un discurs virulent? Nu a fost așa dur. Cu acești jucători nici anul trecut n-am venit. Pentru că se antrenează foarte bine, sunt serioși. Ieri a fost poate cel mai bun antrenament decât sunt eu aici. Și, nu știu, montați, am intrat, au vrut, cred că am putut azi. Și poate n-am ghicit și eu primul 11, am mers pe cei care au fost în pregătiri cu mine și am băgat jucătorii care s-au antrenat tot timpul. Și poate și ei au fost obosiți, unii din ei cred că au simțit cantonamentul, că au zis că n-au mai avut așa cantonament înainte. Mă gândesc la Umtachi, la Camara, la ceilalți jucători care au venit, știu, Artean, Păun, le-a fost mai greu. Și poate din acest motiv au părut puțin obosiți, în opinia mea. Cei de la Dinamo au jucat foarte bine, am zis și ieri, au un lot în primii 11 foarte bun. I-am văzut în amicare, au jucat ofensiv, așa au și jucat. Și dacă ar mai aduc 4-5 jucători, cred că o să aibă pretenții și ei de play-off, pentru că au ratat foarte bine. Din fericire pentru noi, jucătorii care au venit pe bancă au adus un plus și au schimbat meciul în favoarea noastră. Când a simțit că se poate întoarce rezultatul? Când s-a făcut 2-0. Eu știți că cu 2-0 am ceva. Eu mereu zic, dacă conduc 2-0, intru în panică și dacă 2-0 adversar, sunt mai calm. Le-am zis că la 2-0 am mare încredere că putem întoarce. Am avut și șansa să dăm gol înainte de pauză, pe care le-am fost puțin mai dur, dar le-am zis, dacă dăm gol repede, vom câștiga meciul ăsta. Spuneați că mai vreți 2 jucători? Cel puțin. Ce posturi? Atacant și mijlocaș. În centru. Sunt negocieri? Sunteți aproape pentru aducerea lor sau nu? Încă nu i-am găsit. Îi căutăm. Cât de cald a fost acolo pe bancă și dacă se poate juca fotbal pe aceste temperaturi? Ce a simțit dumneavoastră ca antrenor și cum i-ați văzut pe jucători pe această căldură? Mie nu mi-a fost așa cald, sincer. A fost ok. Dar jucătorii au suferit. E prea cald, dar am spus-o înainte de meci. Și ei joacă pe căldură și noi. N-ar trebui să aveți scuze. Nu căldura ne-a făcut să jucăm așa slab în prima repriză. Toată lumea a jucat primele 6 meciuri, singurul meci care s-a dat goluri multe. Și mie știți că nu prea îmi place asta. Dacă dădeam noi multe și nu primeam, era perfect. Din cauza că am luat 2 goluri, sunt puțin îngândurat și sper să găsesc soluții pentru meciul următor, care va fi foarte greu în Giulești. Și să ai să câștige Anglia, doamne ajută. Să câștige Anglia, doamne ajută. A câștigat Anglia, doamne ajută. Mai înțeles? Doamne ajută. Bun, apropo de transferuri, da, avem o primă reacție pentru fanatica patronului CFR-ului, Neluțu Varga.
Da, apropo de ce a zis Dan Petrescu aseară, că îi mai trebuie jucători și are dreptate. Și eu cred că îi mai trebuie jucători. Haideți să vedem ce spune și ce a declarat Neluțu Varga în exclusivitate pentru Fanatic. Da, citez. Spune așa Neluțu Varga, da? Dan Petrescu are dreptate. Ne mai trebuie întăriri. Vom mai aduce jucători importanți, jucători cu care Dan Petrescu să-și implementeze filozofia. Ce ne interesează foarte tare este să aducem atacanți, iar în următoarea perioadă vor veni doi atacanți. Nu vă ascund faptul, aici devine interesant, da? Nu vă ascund faptul că am luat legătura și cu clubul Fiorentina pentru Luis Munteanu. Vrem să vedem care sunt condițiile. Ne place Luis Munteanu, tuturor ne place. Este un jucător extraordinar, dar nu știm încă clar care sunt condițiile și dacă vom putea să-l aducem la CFR Cluj. Există interes în continuare, din ce înțeleg, de la echipe puternice din România pentru Luis Munteanu și în niciun caz CFR Cluj nu va intra într-o licitație. Da, ne interesează Luis Munteanu, vedem care sunt condițiile și vedem dacă putem să ajungem la o discuție concretă în ceea ce îl privește. Dacă nu va fi Luis Munteanu, declară Neluțu Varga pentru Fanatic, oricum vom aduce doi atacanți de valoare pentru Dan Petrescu, fiindcă avem nevoie de jucători care se marcheze și care să facă diferența. Îl vom întări pe Dan Petrescu cu tot ceea ce putem, să aibă un lot competitiv și să ia titlul de campioană a României. Da. Interesul de la cealaltă echipă este FCSB-ul. Normal. Deci va fi o luptă puternică. Da. Rapidul, pentru că nu l-a dat, deci informațiile Fanatic sunt în felul următor și știți că avem informații beton. Rapidul, pentru că nu l-a vândut pe Rahmani, nu va intra în această licitație cu Luis Munteanu, care e liber acum. Bineînțeles, Gică Hagi pândește, dar eu cred că Luis Munteanu va face pasul. Asta e părerea mea la altă echipă. Nu cred că va mai rămâne la Gică Hagi. Rapidul, deci a intrat și Angelescu ieri la noi și a spus clar că nu, atâta timp cât Rahmani nu pleacă, în niciun caz nu poate să-l aducă și pe Luis Munteanu, plus că ei spun că l-au adus pe Luis Munteanu al Slovaciei, cum îl cheamă, pe Puștu de la mijloc. Puștu care l-au adus, pe care au dat 1 milion. Da. Dar aici cred că Gigi și-a dat seama că are nevoie de atacant și de-aia cred că Gigi face toate eforturile. Dar nu, astăzi va fi o luptă foarte puternică din informațiile Fanatic, azi va fi o luptă foarte puternică pentru Luis Munteanu. Iată și interesul lui și iată interesul CFR-ului. Cu Michael ăla n-ai cum să te bagi la campionat. Exact, iată și interesul CFR-ului. Bun, un văd că un Neluțu Varca îl văd prudent. Da. Nu-l văd aruncându-se cum mai făcea unor în declarații. Dom'le, nu intrăm în licitație. Dacă condițiile dacă condițiile sunt okay, atunci da. Dacă nu, îi aducem alt atacant. Dar e pericol. Când intră Dan Petrescu, când intră CFR-ul pe fir, apropo de Luis Munteanu, e pericol. Pentru că Luis Munteanu, știi cum e? Na, e Dan Petrescu. Da? Da? E Dan Petrescu. Dan Petrescu poate să-ți crească mult valoare. Și poate că Luis Munteanu să uite și la ce se întâmplă la FCSB. Se poate și asta. Dar se poate Ștefănescu. Da. De la Hagi a ajuns să aibă că Ștefănescu le-a vezut. Da, dar, de acord, da, așa, dar, foarte important, v-am spus, Gigi îl vrea pe Luis Munteanu. Gigi și-a dat seama, are două variante Gigi în momentul de față. Luis Munteanu, da? Care eu cred că e chestiune astăzi, mâine, de ore, da? Așa, mai, pentru că Fiorentina în weekend a anunțat oficial, da, că nu e interesată și că poate să plece Luis Munteanu. Și punctul numărul 2, da? Punctul numărul 2 ar fi împrumutul lui Ancheie, dar cred că dacă mă întreb pe mine, mai bine îl iei pe Luis Munteanu definitiv. Și cu asta basta, știi? Este și o variantă dacă nu cade povestea cu Luis Munteanu, dar Gigi înțeleg că va face tot ce poate să-l ia pe Luis Munteanu, să-l ia împrumut și pe Ancheie de la Genoa, pe care ei l-au vrut, da, l-au avut în vizor, da, știi? Deci clar Luis Munteanu e și variantă planul pe Ancheie. Bun. O să vă citesc imediat și ce a spus Neluțu Varga despre Bârligea, dar îl avem pe președintele AFAN la telefon, pe domnul Hulubei. Bună dimineața, domnul Hulubei. Bună dimineața. Bună dimineața. Noi să știți că avem apă rece, aqua carpatică, aer condiționat aici, avem niște condiții să tot face emisiuni, domnul Hulubei. E bine așa, e bine. E bine. Am stat afară în căldură. Exact. Domnul Hulubei, faceți, domne, ceva, că nu se poate. Chiar vrem să ajungem să moară un jucător pe teren?
Noi am făcut deja, am trimis adresa de vineri, am discutat deja cu capitanii, cu jucătorii de la Liga 1 și am trimis o adresă către LPF să împingă ora de începere a meciurilor cât mai târziu în seară. Am sesizat și FIFPRO. FIFPRO mai departe a discutat cu Asociația Ligilor Profesioniste Europeană. Mai departe și cei de la Asociația Ligilor Profesioniste Europene au luat legătura cu LPF-ul și să sperăm că următoarea etapă va fi dusă cât mai târziu în seară ca să nu mai fie... Nu ar exista și posibilitatea să se amâne etapa viitoare? Dacă sunt temperaturi foarte ridicate și există risc mare de caniculă? Caniculă, e posibil să se și amâne, de ce nu? Acum trebuie să analizeze cei de la LPF împreună cu deținătorii drepturilor TV, pentru că ei trebuie să ia decizia. Știu acum, cu tot respectul pentru deținătorul drepturilor TV, dar repet, chiar vrem să facă, Doamne ferește, vreun atac cerebral sau să, Doamne ferește, să-i stea inima. Acum știți cum e și cu deținătorii drepturilor TV, are totul o limită, totul până la viața unui om. Corect. De asta am și sesizat și am făcut și adresa. Asta zic, adică dacă se anunță iar temperaturi caniculare, nu veți milita pentru amânarea etapei? Da. Ideal ar fi amânarea etapei. Dacă nu se dorește amânarea etapei, hai să ducem cât mai... Acum s-au jucat, majoritatea canalelor TV au 3-4 posturi, se pot juca la aceeași oră două meciuri fără niciun fel de problemă. Uh-huh. Adică la 21:30 dacă se joacă, nu văd riscul așa mare, având în vedere că nu mai este soarele... Se lasă seara, chiar dacă este foarte cald, cu pauze de hidratare, două pe repriză, s-ar putea disputa meciurile, dar la ora 17-18 exclus. Nu, mie mi se pare, vă spun sincer, mi se pare crimă ce s-a întâmplat în etapa asta cu meciul la ora 17. Da, nu au luat în calcul și noi am făcut sesizarea destul de târziu, adică am făcut-o vineri când nu se mai putea schimba, deja echipele erau deplasate, programul era făcut și era... practic imposibil să schimb ora de desfășurare a partidelor, dar să sperăm că începând cu etapa a doua se vor lua măsurile necesare pentru a avea o competiție sigură, fără niciun fel de probleme. Am înțeles. Deci veți presa chiar și pentru amânarea etapei dacă se anunță caniculă, iarăși. Bineînțeles, bineînțeles. Fără niciun fel de probleme. Ce semnale ați primit de la jucători după etapa asta? Majoritatea s-au plâns din cauza căldurii. Este clar că e foarte dificil să joci la temperaturile care se înregistrează în România în momentul ăsta. Suntem printre puține campionate din Europa care am început. N-am înțeles nici eu de ce este graba asta. Se pot găsi, mai ales acum, având în vedere că în 2025 nu este niciun turneu final european sau mondial. Se pot găsi date de desfășurare a etapelor fără niciun fel de problemă. Da, nici eu nu înțeleg. Vă spun sincer că am trăit așa cu sufletul la gură, se putea întâmpla o tragedie și cred că sunteți de acord cu mine. Da, s-a și întâmplat în trecut, să sperăm că nu se va mai întâmpla și să sperăm că cei de la LPF, exact cum am zis, vor avea, au dat asigurări FIFPRO-ului că vor avea grijă să ori să mute etapele mai târziu, ori să le amâne pentru... când se poate discuta. Deci se gândește serios sigure. Chiar o săptămână, măcar o săptămână, să chiar se gândește serios și la asta, și la amânarul, măcar o săptămână. Eu zic că da, eu zic că da. Da, am înțeles. Care sunt riscurile dacă continuăm așa? Riscurile să avem un jucător care, 1, 2, 3, Doamne ferește, care se cadă pe teren din cauza căldurii și să moară. Nu-și dorește nimeni așa ceva. Adică chiar credeți că se poate ajunge până la... O asemenea tragedie? Da, se poate, dacă stau să mă gândesc. La ce temperatură? La astea și la ce semnale sunt și din partea autorităților, poate întâmpla orice. Da, bănuiesc că v-au sunat jucători. Dom'le, ne sufocăm, dom'le, faceți ceva. Tocmai, avem un grup cu jucători de Liga 1, am discutat cu ei pe grup. Ce ziceau, bieții băieți? Este foarte cald și că nu se pot disputa meciurile pe căldurile respective. În primul rând, performanța jucătorilor. Și sunt și niște studii făcute de către cei de la FIFPRO. Dacă vreți, vi le pun la dispoziție, în care se specifică foarte clar că la temperaturi ridicate organismul reacționează altfel și că randamentul este mult sub randamentul normal. Da, nu se încalcă și legea, parcă știu că există și lege sau o directivă europeană că de atunci când e cod roșu sunt interzise activitățile sportive în aer liber sau ceva de genul. Da, da, conform legii așa este, dar se pare că nu se aplică la fotbal. Am înțeles. Adică încă LPF-ul n-a nicio problemă, nu?
Se pare că nu, dacă au discutat pe cod roșu, am văzut și declarația domnului Arafat, parcă într-un ziar de sport, care spunea că nu se desfășoară activități sportive pe cod roșu. Acum, am mai departe. Poate nu știu culorile, poate sunt daltoniști de la... Gino cred că e daltonist. Nu vreau să jignesc pe nimeni, vreau nu, daltonist, domnul Hulubei, da, da, daltonist nu e, daltonist e o afecțiune, e, nu, eu, așa, nu jignim pe nimeni. Dar vreau să-și facă treaba, sunt sigur că și-o vor face și că vor lua măsurile necesare pentru a competiția să se desfășoare în condiții normale. Da, e în regulă, țineți presiune, domnul Hulubei, că nu mai vrem un nou caz Hâldan sau, Doamne ferește, ceva bine de genul. Înțeles, nu? Bine, că putem să avem un nou caz Hâldan ușor. Putem să avem mai multe cazuri Hâldan și nu ne dorim treaba asta. E în regulă, vă ținem pumnii, da? Bine, faceți mulțumesc. Puși pe ei, treziți-i din somn puțin, spuneți-le că a început campionatul totuși. Okay. Bine, mulțumesc. Bine. Mulțumesc bine, mult de tot. Bun, apropo, spuneam și despre Bârligea, că avem o declarație de la Neluțu Varga și despre Bârligea, da? Care chiar dacă a ratat, sau mă rog, a fost omul meciului din toate pozițiile, da? Bine, la bătaie cu Taxidis, că și Taxidis, marcând în minutul 90 și... Da, Bârligea gol și pasă de gol. Da, da, dar și ratarea a sezonului, da. Bun, ce spune Neluțu Varga, ce a spus Neluțu Varga pentru Fanatic despre Bârligea, citez, mi-a plăcut enorm Bârligea, cred că este cel mai bun atacant din România în acest moment și sunt convins că anul acesta va fi golgeterul campionatului. Nu ne gândim în niciun caz să-l vindem pe Bârligea în acest moment, vrem să facem performanță, să dea multe goluri, să ne facă din nou campion. A intrat extraordinar, a marcat un gol în stil de mare, mare jucător și putea să mai înscrie încă unul, două goluri. Ne-a plăcut mult de tot, iar Dan Petrescu este foarte încântat de forma pe care o arată Bârligea, chiar dacă vine după recuperare. Suntem convinși că va fi unul dintre jucătorii esențiali pentru ca noi să devenim campioni. Cred că Bârligea va da între 15 și 20 de goluri pentru CFR și ne va ajuta să ne atingem obiectivele. Este unul dintre cei mai buni jucători, un tânăr de mare perspectivă și cât de curând va fi și un fotbalist de bază pentru echipa națională a României. Previzionează Neluțu Varga într-o declarație exclusivă pentru Fanatic. Deci zice Neluțu că va fi golgeterul României cu 20 de goluri. Poate. Nu, poate. În România. Cum? România ce? Anul trecut cât au fost? 17 goluri. 17 goluri. Comun. Doi jucători la calitate. Da, și Bârligea la ce jucători are CFR-ul pe acolo, poate să joace. Dar dacă îl ia și pe Luis Munceanu ceva, vor juca cu două vârfuri. CFR-ul vin cu centre în fața. Vor juca cu două vârfuri. CFR-ul trebuie să schimbe sistemul atunci. CFR-ul dacă îl ia și pe Luis Munceanu, nu? Că dacă l-ai pe Bârligea, golgheter și jucător de echipă națională, îl ia pe Luis Munceanu un efort financiar, te joci cu amândoi. Deci Petrescu trebuie să joace 4-4-2 de aici încolo, dacă vin jucători. Bun, hai, măcar să aibă Petrescu un jucător care și... să-l pună în dificultate să găsească primul 11, da? Și devenind din ce în ce mai periculos pentru FCSB, pentru titlu. Bănel, ți-am spus că anul ăsta nu mai aveți nicio șansă la titlu. Avem hai să nu exagerăm. Avem echipă bună. Nu, dar am spus că anul ăsta... Știi ce... FCSB va câștiga campionul. Nu. Deci mergi pe CFR. Da. Da. Ai mers pe FCSB anul trecut. Am... Da. Cel... Acum 2 ani am mers că nu ia FCSB-ul. Da. Cel ce o să-l încurce pe Gigi, eu știu că aici e un paradox. Dar o să discutăm și despre asta. Aici chiar e un paradox. Știi care e paradoxul, nu? Cel încurcă pe Gigi. Care lot acum? Da. Are lot foarte. Aici e marea problemă, pentru că anul trecut n-avea bancă de rezervă. Opțiunile erau foarte limitate. Erau 2-3 maxim care puteau. Da. Și atunci știi cum e. Era greu să nu-ți iasă. Înțelegi așa? Acum însă, paradoxal, Gigi, asta e marea problema lui Gigi. Are lot aici. Acum trebuie să găsești soluția bună. Aici trebuie să-i, știi cum e, cum să spun, trebuie să ai șoc, trebuie să-i vezi și la antrenament. Normal nu poți să facă Gigi asta. Înțelegi? Sau, mă rog, poate Gigi să facă asta de la palat, dacă își pune camere sau că era o glumă că urmărește antrenamentele. Sau poate nu fi glumă, înțelegi? Dar, Vivi, asta e, crede-mă, acum e marea, asta e marea problema lui Gigi. Că acum are lot, are bancă de rezervă și acum nu mai merge. Până acum avea 2-3 opțiuni de pe bancă, era greu să greșești. Acum poți să greșești. Ușor. Se întâmplă, având lot, având jucători cu personalitate care vor sta pe bancă, vedem cum se va exprima vestiarul, să nu înceapă jucătorii care stau pe bancă să mârie. Uh-huh. Da? Că jucători cu personalitate, jucători cu valoare.
Să stai rezervă nu prea e. Și jucătorii știu și n-au luat cine să răbufnească. Știu cine face echipa și facă schimbările. Da? Și oricum Haralambuz n-are personalitate în fața jucătorilor, pentru că se știe cum se fac. Ai văzut ce... N-are personalitate, dar are 15.000 de euro pe lună începând din sezonul. Foarte bine. Asta e. Da, Horia, da, să vii la conferință de presă să te întrebe un jurnalist cu schimbările, cum a fost. O să facem când avem nevoie. Păi da, dar cine, cum? Da, da, când o să avem nevoie o să facem schimbările. Deci nu știu ce schimbări să fac. Da, da. Asta, Adi, Mutu, Adi Mutu este cu noi, fostul mare internațional și actualul tehnic. Și viitorul selecționer. Și, da, mă rog, bine, viitorul selecționer. Da, 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 da. Așa, și invitatul nostru permanent. Adi, bună dimineața! Neața Horia, Vivi, Bănel. Bună dimineața! Salutăm, Adi. Ziua Spaniei, nu? Alcaraz, naționala Spaniei, nu? La nivel sportiv a fost ziua națională a Spaniei ieri. Da, a câștigat echipa cea mai bună de la acest Euro, după părerea mea. Pe timpul acestui european a arătat cel mai frumos fotbal, cel mai eficient. Chiar mi-a plăcut Spania, cu toate că n-am văzut finala, pentru că am fost la nuntă, dar... mă așteptam pe undeva să câștige Spania. Păi și cum? Nu v-ați uitat la finală? Nu. N-ați avut un ecran măcar? Nu. Tu vorbești serios vorbești? N-ați avut un ecran undeva? Serios. Pe telefon. Da, pe telefon puțin, dar... Da, ți-a zis Gică. Adi, păi ce faci? Ești la nuntă sau te-ai la finală? Hai, telefoanele jos. Am auzit, sincer, am crezut că aveți un ecran acolo, să vă uitați, că n-ai finala totuși, nu? Da, nu au fost ecrane, dar erau imagini din sală. Cu dansul, nu? Cu dansul, da? Am înțeles. Adi, apropo de finală, ai avut, sincer, nu știu, cea mai mică emoție, cu ghilimele de rigoare, că Spania ar putea să nu câștige? Știi cum e, ori într-o finală se poate întâmpla orice, mai ales că Anglia, chiar dacă n-a arătat un fotbal spectaculos pe timpul acestui turneu, rămâne totuși o echipă cu jucători importanți și jucători care pot face diferența. Și aici nu mă refer doar la Kane, mă refer și la Bellingham și la Foden. Dar așa, în general, n-aveam, ca să spun așa, emoții, pentru că jocul consistent al Spaniei îmi dădea mare încredere că vor câștiga acest lucru. S-a și întâmplat. Sincer, pe undeva era de așteptat, pentru că, așa cum spuneam și la început când am intrat, Spania a arătat cel mai frumos fotbal, eficient, o echipă solidă, chiar dacă în față joacă cu doi tineri extraordinari. Totuși a arătat că sunt maturi și pot duce jocul la nivelul acesta. Cred că toată lumea e de acord cu mine că Spania merita să câștige acest turneu. Nu, chiar că am putea spune, Adi, ținând cont că au bătut și au eliminat patru foste campioane mondiale, patru, da? Eu am putea spune că au subordonat spaniolii acest turneu final, dacă ținem cont că au scos patru campioane mondiale, foste campioane mondiale. Da, așa este, cu toate că dacă stai să te uiți la componența echipei, nu sunt nume mari, dar nu așa nume de mare, așa cum ne-au obișnuit în trecut. Și totuși au arătat un fotbal foarte frumos. Mi-a plăcut antrenorul lor, care e campion încă o dată și a început de la juniori. Mi se pare că a fost campion și cu Under-19 și cu Under-21 și acum și cu echipa mare, ceea ce e un lucru foarte interesant și îi face cinste acestui antrenor. E practic pregătit și trăiește pentru Federația Spaniolă de Fotbal. Dar cum spuneam și cum spuneam și voi, chiar au subordonat toate echipele și au arătat un joc solid și o valoare foarte mare. Sunt niște tineri, și mă refer doar la Yamal, dar și la Williams. Sunt niște tine de... probabil vor face. Ce ne poți spune despre Lamine Yamal, Adi? Cum îl vezi? Zbomă, ca să spun așa. Cum îl vezi pe Lamine Yamal? Da, face foarte... ceea ce e impresionant la el, pentru că are 16 ani, faptul că are o forță care o arată, în forță fizică mă refer, pentru că nu e normal ca la vârsta asta să ai așa forță și să poți să joci cu seniori care unii chiar au dublu vârsta ta.
arătat așa o creștere la nivel fizic impresionantă, bineînțeles că cu mingea are o tehnică super fină, și o maturitate în joc, ceea ce la vârsta lui, când alți copii încă sunt la școală și nu pot să spun că se joacă cu jucările, dar încă sunt acolo la juniori, el arată această forță fizică impresionantă, această maturitate de jucător de 30 de ani la o vârstă foarte fragedă. Ca și talent, nu avem ce să spunem. Deci fizic ți se pare un fenomen fizic? La vârsta lui, da, ținând cont că are 16 ani, mi se pare că să duci meciuri și nu numai finala, dar și tot turneul, să joci la un nivel și fizic să fie așa de bine la vârsta asta, e ceva impresionant. Se tot fac comparații, știi cum e presa, că o să ajungă mai mare decât Messi. Bine, mai e mult până departe. La concepe, nu cred că are valoarea și talentul lui Messi și nu cred că va ajunge la nivelul lui Messi. Nu? De ce? Adică ce îi lipsește ca să ajungă mai mare decât Pentru Messi? Pentru că atât Messi cât și Cristiano Ronaldo sunt doi jucători după altă planetă. Probabil în următorii 30 de ani nu vom mai avea jucători ca ei. Într-adevăr, promite foarte mult, a ieșit foarte tânăr, vârsta este de partea lui, dar să de aici, de la un turneu final, să încep să-l compar cu Messi, care a făcut istorie și, apropo, a câștigat și el Copa America la 37 de ani, e că e cale lungă. Deci e exagerat. Cum ți s-a părut domnul Southgate? Da, este ciudat, am mai pierdut încă o finală și îmi pare rău așa pentru el ca antrenor, nu-l cunosc personal, dar îmi pare rău și mă pun în pielea lui, să spunem, și mă gândesc ce înseamnă să pierzi două finale. Într-adevăr, pe durata acestui turneu, Anglia nu a arătat un joc spectaculos și fluid și probabil și de aceea a fost foarte criticat. Câteodată poate, nu cât sigur, exagerat de presa de media engleză, dar eu cred că până la urma urmei a dus Anglia în finală și merită respectat. Chiar dacă au fost anumite sincope, chiar dacă au fost momente foarte grele pe timpul turneului, mă refer la partida cu Slovacia, când ieri au riscat să fie eliminați, până la urmă el și-a atins, ca să spun așa, o mare parte de obiectiv, și anume acela de a juca finala. Bineînțeles că au întâlnit și o echipă în formă, cea mai în formă, și era greu, nu numai pentru ei, dar probabil pentru oricare altă echipă care întâlnea Spania. Și asta, cum spuneam și vorbeam și noi, s-a văzut parcursul acestui turneu, când atât Germania cât și celelalte echipe care au întâlnit Spania au pierdut. Deci, eu cred că și-a făcut treaba, Southgate, și Am o întrebare, fii atent. Tu ești președintele Federației Engleze de Fotbal. Eu, dacă aș fi președintele Federației Engleze de Fotbal, eu aș ști ce să fac. L-ai dat afară. Dar, nu, cum? Nu, l-aș da afară, cum să zic, cu onoruri l-aș da afară, știi? Mai înțeles. Dacă ai fi președintele Federației Britanice, Adi, îi prelungești contractul pentru că a ajuns în finale sau nu îl prelungești pentru fotbalul minimalist pe care l-a propus? Pentru că Anglia arăta rău. Este o întâmplare că a ajuns în finală. Bun, aceeași întrebare probabil este și atunci când vorbim de Deschamps. Am același răspuns și pentru Deschamps. Da, și Franța a arătat rău, ca să spun așa, la acest turneu neașteptat, probabil o surpriză mai mare decât Anglia. Dacă m-ai fi întrebat dacă Anglia ajunge în finală, spuneam că niciodată, mai mult aș fi pariat pe Franța, dar și Franța nu a arătat bine în acest turneu. Și Didier Deschamps în aceeași situație ca lui Southgate. Eu acum... Nu, părerea ta, tu de exemplu ai prelungit contractul, pentru că, repet, noi vorbim, bun, ai ajuns în finală, sunt de acord cu tine, dar repet și subliniez, rar am văzut la asemenea fotbaliști mari un fotbal mai mic, mai minimalist decât al lui Southgate. Nu poți. Crede-mă, vorbeam cu prieteni ieri și le-am zis, bă, casa asta o pun pe Spania cu ochii închiși, n-au cum să câștige englezii.
nu au cum. La ce oră nu se poate echipa să se transforme peste noapte. Nu, dar diferență între Ancelotti și Solskjaer. Ce face Ancelotti cu Bellingham? Da. Și ce, ce face Solskjaer cu Bellingham? Adică nu, eu te întreb pe tine, Adi. Adi, tu... ai văzut fundaș stânga numărul 10? Cum a fost Bellingham aseară? Păi nu, n-am văzut meciul, că ai zis că n-am văzut. A, n-ai văzut. Era Bellingham fundaș stânga și purta deci, numărul 10. Deci nu, eu te întreb, Adi, pe tine. Ei prelungi contractul sau ai dat șansa al cuiva să... Nu, nu, nu îi lași prelungi Horiaș. De ce spun acest lucru? Nu pentru că nu și-a făcut treaba pe undeva, pentru că, indiferent cum arată, bine, dacă stăm să ne gândim și la Dan Petrescu, ce a făcut atunci, ce făcea atunci când câștiga campionatele, nu arăta un fotbal spectaculos și totuși își îndeplinea obiectivele câștigând campionatele. Și a poate aceeași evaluare putem să facem și lui Saudi. Dar Saudi n-a câștigat campionatul. Exact, dar... Nu, pentru că Anglia își dorește, bineînțeles, mai mult, tot timpul mai mult, are și jucători de mare valoare, are și un campionat care e pe primul loc în lume, la ceea ce înseamnă valoare și dificultate. Deci e normal ca Anglia să-și dorească mai mult și probabil să vor orienta către alt antrenor pentru viitoarele Da, îți dai seama să nu fii în locul lui Saudi, locul lui Saudi, Tadi, dar cum o fi să fii în locul lui Harry Kane? Bă, chiar să ratezi tot? Bă, săracul de el, Adi, bă, nimic. Bă, băiatul ăsta e blestemat, Adi, nimic, nimic. Nu da, a câștigat un trofeu Harry Kane în viața lui. E incredibil, da, păi spuneau că dacă nu vrei să câștigi, dacă nu vrei să câștigi, nu știu cine nu vrea să câștigi, transferă-l pe Kane la da. Păi nu, dar gândește-te la Bayern, care lua câte 2-3 trofee pe an, Adi, n-a luat niciun trofeu cu bietul Kane. Și dacă nu mă înșel, goal-getter, nu? Da, goal-getter, da. Da, e incredibil ce se întâmplă, eu cred că acest fotbalist merită un trofeu pentru toată cariera lui. Pentru că totuși e golgetter all-time al Angliei. De-a lungul acestor, în ultimii 10 ani, a fost tot timpul, a dat, cred că, peste 15 goluri pe sezon. Adică, ca valoare individuală, nu ai ce să-i spui și a făcut treaba ca atacant. Păcat că are blestemul ăsta asupra lui și unde se duce echipele. Ori le prinde într-un moment, într-o pasă nasoală și le câștigă, ori nu știu ce se întâmplă. Adi, un sfat prietenesc, să nu-l iei la viitoarea ta echipă pe Harry Kane. Da. Cum a fost la nuntă, Adi? Cum a fost nunta? Foarte frumoasă, da. Lume multă, lume frumoasă, atmosferă plăcută. Am văzut atât pe Iani și pe Elena, dar mai ales și pe părinților foarte fericiți, ceea ce a fost frumos. Lumea relaxată, s-a dansat, s-a cântat, ați văzut și dumneavoastră imagini. Cum toată lumea Gicanu, Adi, n-a văzut Gicanu meciul? Nu. Nu, n-a văzut. Doamne, cred că e disperare că Gică vede și... Stai băi, nunta băiatului lui, ce e mai important. Finala campionatului european. Am avut de telefoane cu meciul pe masă, pe timpul, normal că lumea se uita. Dar Gică n-a avut timp, s-a mișcat printre mese, trebuia să întrețină invitații, erau și foarte mulți. Le are Hagi cu dansul? Păi, macedonește le are, că asta s-a... Muzica asta a fost în mare parte la nuntă. Da seama că cel mai tare a fost Gigi Becali, nu? Gigi Fela. Ia zic că nu știu ce a făcut Gigi. L-ați văzut că sunt atâtea imagini cu el. Da? Nu, n-am apucat să ce a făcut? Fred Astaire. A dansat, s-a simțit bine. Da? 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 Fred Astaire, exact. Cât a stat Adi? Până când a durat nunta? Eu am venit la două acasă, nu știu cât a durat, încă mai era lume, foarte multă lume acolo. Până la două, am înțeles. Ianis fericit cu soția lui, fericiți, în al nouălea cer, nu? Da, bineînțeles, probabil și obosit și copleșit de toată lumea care era acolo și atenția pe care trebuia să o distribuie tuturor. În general, la nuntă nu e seara ta, nu e seara mirilor, e obositoare seara. Pentru că trebuie să ai grijă de invitați, trebuie să dai atenție, trebuie să te comporți într-un fel, dar s-au descurcat bine, mă bucur pentru ei, cu această ocazie le spun și Casa de Piatră, l-am spus și aseară, dar le spun și public, Casa de Piatră să fie fericiți. Doamne ajută! Adi, se pregătește transferul lui Luis Munteanu la FCSB, e o chestiune de ore, cum îl vezi? Foarte interesant dacă ar fi
și s-ar adeveri acest lucru. Mie îmi place Luis Munteanu, chiar dacă atunci când am vorbit ultima oară la tine și am spus că era copilăros, media mi-a scos din context acest lucru și mie chiar îmi place Luis Munteanu. Vorbeam și aseară de faptul ăsta și spuneam că un atacant, un număr 9 cu asemenea execuții, îl face pe Luis Munteanu să fie unul dintre cei mai buni atacanți din campionatul nostru și asta nu o spun eu, a demonstrat-o el. Deci, foarte interesantă. Ar fi un plus mare pentru FCSB. Iar transforma în favoriți pentru titlu, Adi? Eu cred că sunt favoriți FCSB-ul, nu, și fără venirea lui Luis Munteanu. De ce o spun, am văzut și Supercupa asta jucată, mi-a plăcut modul cum au jucat. Pare o echipă care e convinsă de calitățile pe care le are, cu mult mai multă încredere în sine, că pot câștiga. Am văzut jucători maturi, îmi place și Olarul în acest început de sezon. Eu cred că sunt favoriți alături de Rapid, de CFR și de Craiova. Cred că... Știu, dar dacă îl mai aduci și pe un jucător ca Luis Munteanu, cred că devii și mai favori, nu? Cu siguranță, pentru că aduci goluri, aduci un atacant și dacă Luis Munteanu și-ar menține acest apetit de a da gol, care a avut-o în ultimii ani, dați seama ce înseamnă să mai ai încă 10, 12, 15 goluri în plus doar de la un jucător. Va rezista la presiune? Rămâne de văzut. Aici e ideea, pentru că aici se vede caracterul unui jucător, dacă e pregătit să câștige trofee, dacă rezistă la presiune. Pentru că ceea ce s-a întâmplat și cu Rapid în sezonul trecut, în play-off, ne demonstrează că atunci când nu ai jucători pregătiți pentru a rezista presiunii care se creează atunci când intri în play-off, nu reușești să câștigi nimic. Aici am vedea pe Luis Munteanu și sperăm ca el să ne demonstreze că are această calitate de a rezista presiunii. Bineînțeles că dacă ar face acest lucru, ar fi și un candidat important pentru echipa națională. Da, nu. Dacă reziști la FCSB, devii atacantul naționalei, după părerea mea, într-un an de zile. Exact. Nu? Ștefănescu, cum ți s-a părut? Mie mi se pare cel mai tare transfer Ștefănescu la FCSB, adică pentru că mi se pare un fotbalist care poate să facă diferența. Da, mie îmi place Ștefănescu, cred că extrema dreaptă, cea mai bună din România, un jucător interesant care să pliază foarte, foarte bine pe jocul FCSB-ului. Acum rămâne de văzut și la el cât rezistă la presiune. A început bine în Supercupă, după aia am văzut că a fost puțin criticat de Gigi Becali după ultimul meci în cupă. Și vom vedea ce se va întâmpla de acum încolo. Dar ca valoare, eu cred că e un transfer important și un jucător care poate aduce în plus FCSB-ul. Ai povestit cu Gigi la nuntă? V-ați intersectat? Ne-am intersectat, dar n-am povestit nimic. Eram ocupația mea, amândoi. Cum ți s-a părut primul meci al Rapidului cu Neil Lennon pe bancă? Cum să mi se pare? Eu cred că Rapid a jucat 20-25 de minute, a început foarte bine meciul, dar după aia încet s-au stins și nu a mai putut să arate aceeași calitate și prospețime de care au dat dovadă la începutul meciului și s-a și văzut. Luta era să întoarcă. Foarte ciudat ce s-a întâmplat la golul 2, așa zisul golul 2, când a fost gol până la urmă. Chiar vorbeam aseară și ne gândeam dacă s-a încălcat protocolul VAR sau nu atunci când au anulat golul, dar asta nu e o problemă care va fi probabil discutată de voi acolo în studio și chiar sunt curios la ce părere ajungeți. Păi nu, e clar din punct de vedere regulamentar s-a încălcat regulamentul. Din punct de vedere moral a fost fault, e corect că până la urmă UTA n-a câștigat cu un gol neregulamentar, dar moralul contează mai puțin, sunt niște legi, iar Colțescu n-a aplicat regulamentul. Punct, subiect închis. A și dat comunicat CCA-ul ieri și a spus că Colțescu a greșit. S-a dat comunicat oficial ieri. Da, bun. Deci
Da, dar revenind la jocul Rapid. Nu, eu te întreb cum... direct, a arătat echipa de titlu, Rapidul, ce vrea Șucu? Păi nu a arătat, pentru că trebuia să mențină un joc la fel cât de la nivel calitativ pe toată durata meciului și să câștige acest meci la urmă, pentru că au fost și în avantaj. E un Rapid, e același Rapid, adică în afară de fundaș central n-am văzut alți jucători noi, cel puțin în primul 11. Deci scuze la nivelul de sunt jucători noi și trebuie să închegăm o echipă, nu există, pentru că sunt aceiași jucători din sezonul trecut. Deci Rapidul, eu cred că trebuie să-și ridice mult jocul calitativ dacă dorește să câștige titlul anul ăsta. Bănuiesc că nu te-a impresionat niciun jucător de la Rapid, că adevărul că n-a impresionat niciunul. E, nu, a fost un joc colectiv bun în primele 25 de minute, cu un Ragmani, ca să vorbesc de atacanți, care a fost periculos, dar după aia s-au stins încet, încet toți. Probabil și din cauza căldurii, am înțeles că a fost o căldură foarte mare acolo. Și apropo de căldură, vorbea și voi înainte, într-adevăr e foarte greu să joci în asemenea condiții, dar... Sistemul de joc, Adi, cu trei fundași centrali, cum crezi? Să potrivește Rapidului sistemul ăsta cu Manea, care n-a jucat niciodată fundaș central, n-aș dreapta, să joci. Părerea mea, Vivi nu au jucat cu trei fundași centrali, i-au dezvoltat, pentru că revenind la sistem, așa cum italienii spun că sistemul se vede în faza defensivă, iar Rapidul s-a apărat în 4-4-2, cu Manea care trecea dreapta, cu acești jucători care scapulați. Da, dar Brown și Brown și Borza în partea cealaltă care spundași. Dreapta, iar Hasani rămânea vârf cu Ragmani. Într-adevăr, când dezvoltau cu trei, cu Manea, cu Lazec și cu Iacob, îl urcau pe Brown și pe Borza. Și într-un 3-4-2-1, cu Papo care intra în interior. Într-adevăr, așa dezvoltau, dar s-a apărat un 4-4-2. Deci, da, Blazek sub săpunară, din punctul meu de vedere. Blazek. Nu știu ce s-a întâmplat, dacă săpunarul e valid sau nu. E valid săpunarul. E valid, da. Și a fost o alegere tactică. Da, la un moment dat se va întâmpla acest lucru atunci când Cristi va fi lăsat în anumite meciuri pe bancă, dar dacă faci acest lucru trebuie să și pui unul în locul lui care dovedește că e peste el ca valoare. Păi asta și Blazek ți s-a părut peste săpunarul? Nu, în momentul ăsta nu. Da. Deci oarecum ne-a inspirat, ca să zic așa, Neil, în alegerea asta. Da, ne-a inspirat. Da, ne-a inspirat. El știe ce se întâmplă acolo, ce sistem și cum a jucat, am înțeles și ce citisem și eu, că vrea să schimbe în 3-5-2, în 5-3-2, nu mai contează. Eu cred că el a jucat un 4-4-2 pe faza de apărare și în sistemul care mi l-a spus înainte, care... Prima repriză a fost rapid, a arătat bine, nu foarte bine, dar a arătat bine. De păcat că nu a menținut același ritm pe toată durata meciului, iar, cum spuneam, spre sfârșit a riscat să piardă și punctul pe care l-au câștigat. Deci, Adi, FCSB-ul cea mai solidă echipă, ți se pare, din toate punctele de vedere, nu? Compactă, da, mi se pare echipă compactă, o echipă cu mare încredere în sine, să vede dacă cum joacă. M-am uitat și la CFR și au avut și eu o primă repriză foarte proastă, dar nu cred că ăla e primul 11 al CFR-ului. Mai mult îl văd 11-le din repriza a doua, care va juca, probabil, sigur, Bârligea și Mogoș nu au jucat de la început și a fost gândită lucrul ăsta, dar să spunem că linia a doua a CFR-ului cu care a început nu arată foarte bine și l-a și văzut în prima repriză. Da. A dat gol prietenul tău în minutul 90, Taxidis. Da, n-a făcut un meci grozav, dar a punctat când a trebuit. Da, nu, calitatea are, e clar. Mă rog. Da, exact ce a spus și Petrescu și am și vorbit cu Dan zilele trecute, că am filmat o reclamă împreună și am și spus că eu chiar m-am înțeles bine cu Taxidis în mandatul meu. După aia au fost lucrurile care le-a spus, pentru că a dat la dus mintea, nu mai contează, dar el ca
faptul că se antrenează și ca jucător, e un jucător care are calitate mare și serios la antrenamente. Acum, ce trebuie lui, eu cred, e o constanță și o continuitate în evoluție. Mm-hmm. Dacă reușește ca anul, sezonul acesta să fie continuu, să aibă evoluții bune la nivel înalt, probabil și CFR-ul va avea de câștigat. Dacă nu, dacă va fi discontinu așa cum a fost el de-a lungul carierei, atunci vor fi probleme. Da, asta e clar. Deci, marea bătălie va fi între Gigi și Dan Petrescu anul ăsta, nu, Adi? Realist. Nu. Eu văd și Craiova, CSU, Universitatea Craiova, care va fi acolo și probabil îmi place Gâlcă, îmi place cum s-a Gâlcă la Craiova și eu cred că va face treabă. Mm-hmm. Da. Adi, mulțumim! Mulțumim pentru intervenție, să ai o zi bună, a fost Adrian Mutu. Și eu zic că cel puțin așa aparent acum, bine, dacă îl iau și pe Luis Munteanu, Vivi... Cine îl ia pe Luis Munteanu? Cred că totuși Gigi o să facă mai mult puș. Știi? Adică eu zic că dacă le iau și pe Luis... Au echipă dacă le iau și pe Luis. Cum? Da. A? Da. Sunt periculoși, ca să spun așa. Nu știu cu Laudi anul trecut, acum 2 ani de zile, au echipă bună și nu cred că mai pierde titlul timp de 5 ani. Asta n-ai de unde. Acum vom vedea. S-au luat primul titlu după 9 ani. Da. Au avut timp. Au echipă bună. Nu se știe ce va fi. Și Craiova nu s-a mișcat deloc rău. Au avut niște date statistice incredibile. Vorbeam ieri la emisiune. După ce ai amintit. Da, mai înțeles. Au avut alea. Dan Petrescu... Ce echipă nu s-a văzut? Știi cum e? Dan Petrescu, e greu cu Dan Petrescu pentru că vezi mentalitatea. O vezi mentalitatea, nu? A lui Dan Petrescu. Știe fotbalul românesc pe buzunarele lui. Pe toată lumea. Ați văzut presiune. Petrescu e omul, nu, dar l-ai văzut, băi, are talentul ăsta, știe să vorbească. Ai văzut ce a zis la conferință? Am intrat în ei mai tare, zici. A zis ce a zis, că 2-0 pentru el, se sperie. Da. Cum? Când are 2-0 el. Când are 2-0. Tot, dacă are Petrescu 2-0 și pierde vreun meci, mănâncă de ăsta. Și l-a zis că la 2-0 pentru el este foarte calm. E foarte greu să-l întorci pe Petrescu la 2-0. Petrescu, da, da, Petrescu. Știe fotbal, am jucat în Anglia, a jucat în Italia. Și simte momentul, simte jocul, simte jucătorul, jucătorii. În cariera lui, la fel ca Adi, ca Mutu, ce antrenori a avut. Cum să nu se prindă ceva de tine din filozofia lor și cum să pregătești meciurile, mai ales pe finalul meciurilor, când este cel mai important, ce transmiți de pe bancă tu ca antrenor. Să vezi la antrenament ce intensitate are. Cine? Dan Petrescu, cu jucătorii. Tot timpul îi ține numai 200. Da, și Taxidis nu o să facă figurile pe care le-a făcut anul trecut cu Petrescu în vestiar. Da? Pentru că... Eu Petrescu, zic că Dinamo, dacă era... Petrescu e bun în vestiar. Bine fizic, nu pierde. Eu pierd din punctul ăsta de vedere că Dinamo nu a mai stat bine fizic. De-aia au venit și schimbările. Da, nu, e clar. Sincer. Nu, e clar, bine. Și CFR-ul fizic a fost peste. Nu, eu am fost aproape sigur că Dinamo pierde când am văzut că CFR-ul a dat gol până în pauză. Da. M-ai înțeles, Vivi? Deci când am văzut că CFR-ul a dat gol până în pauză, atunci am zis că Dinamo... Jucători fără mentalitate de mingători, da? Da. Pentru că ăștia sunt. Și schimbările făcute de Copici, să bași copii în ultimele minute, să ținem de rezultat cu CFR-ul, mi se pare o greșeală imensă. Dar se întâmplă. Cum? Da. Se întâmplă. Nu, da, normal, se întâmplă. Da, eu și uite că CFR-ul are 3 puncte. Rapidul s-a încurcat, CSU-ul s-a încurcat, CSV-ul s-a încurcat, nu? Toți s-au încurcat. Și uite, CFR-ul a plecat... Hagi, sunt surpriza etape. Nu, dar la Hagi e greu, oameni. N-are bani Hagi. E greu, nu poți să faci. Faci un miracol odată la 4-5 ani, știi cum e, când se mai așează astre. Dar e greu. Eu zic că Farul are șanse mi să prindă și play-off-ul anul ăsta. Da, la ce... Nu mai poți să-i resuscitezi pe Iancu, iar. 3 ore resuscitezi pe Iancu, ce să-i faci? N-ai cum. Cu Rivaldinho, nu poți să joci, oricât ești băiatul lui Rivaldo, nu poți să... Plătească. N-ai cum. Da, poți să-l forți, mă auzi,
poți să-l forțezi, poți să-l forțezi și pe Rivaldinho, că e clar că Hagi acum îl forțează pe Rivaldinho, ținând cont de faptul că Taica s-o bagă, Rivaldinho o bagă bani. Da, e dacă clar. Dacă s-ar întoarce lui Muntanu sau Alibec, nu va mai juca. Știu, nu. Dar e clar lucrul ăsta, dar nu. E, eu, cum să spun, e adevărat. De-abia a început campionatul. Gică, știi cum e, a și stat la Euro, că n-a stat pe ei, că n-a stat la Euro. A fost și nunta lui Ianis, casa de piatră, le urăm și noi să fie fericiți, să aibă copii cât mai mult și să aibă o viață frumoasă. Știi cum e, Hagi, practic, cam acum se apucă de treabă, ca să zic așa. Dar, Vivi, nu poți la infinit, deci nu, la nu infinit, da. nu poți să faci la infinit... Ulciorul nu merge de multe ori la... Nu poți să faci minuni la infinit, acum să fim serios. Știi? Ți-am zis, eu zic că dacă îl iau pe Luis Munteanu, Vivi, devin principal, pentru că știi cum e? Un antrenor e un antrenor, are valoare, Dan Petrescu are valoare, Gâlcă are valoare. Păi da... Cum să spun, e greu să joci și contra lui Ștefănescu, și contra lui Orlaru, și contra lui Luis Munteanu, și contra lui Șut, și contra lui Nghezana, și în contra lui prietenul tău, ăsta cum îl cheamă, Chiricheș. Vivi, e greu. Da, pe CSB-ul poate alinia acum două echipe. Dacă le ia și pe... Nu, își fac echipă, și își fac echipă pentru prima oară după mulți ani. Pe Chicheș nu-l folosește pe Chicheș. Da, da, stai puțin, stai puțin. Bine, o să înceapă să-l scoată pe Radunovici, pentru că nu cred că prelungește. Dar dacă îl iau și pe Luis Munteanu pentru prima oară după mulți ani, CFR-ul are și formații cu pretenții europene. Beton, da, a, Beton, doamne, deci au două echipe la pas. De asta spun, Vivi, dacă îl iau pe lui și pe Luis Munteanu, e prima oară când FCSB-ul are echipă chiar și de cupele europene. Și nu știu ce nivel. Are și Under 21 pentru campionatul Musi. Musi, da. Cum ți s-a părut Musi chiar? Că-l știi? Bun, pentru că-l știu de la Ploiești. Era jucător determinat și pentru Petrolul. Și uite, regula Under 21. Dacă nu era regula Under 21, poate FCSB-ul nu marca niciun gol. Așa, Musi a marcat... un gol foarte frumos și e jucătorul care, cred eu, și când va reveni Popescu, Tadi Popescu, eu spun sus. Că tot el va juca. Cine? Musi. În locul... Deci e Papa Tavi? E peste Tavi Popescu. Da, e Papa Tavi, da, după părerea ta? Din punctul meu de vedere, pa. Pentru că Musi și din punct de vedere tehnico-tactic, e drăcos, a jucat un an de zile la Ploiești toate meciurile și acum are experiență. Deci Musi este... A contat foarte mult la voi la Ploiești, că i-a dat încredere la... Păi tot, toate meciurile le-a jucat și băiat caracter frumos. Da. Da? Și eu cunosc, l-am văzut așa din Atrezor, dar chiar mi-a plăcut. Dacă e să aleg așa, cu jocul ăsta, mi-a plăcut foarte mult de el, de Musi. De? Musi. Da, și mie mi-a plăcut. Și mie mi-a plăcut. Deci e Papa Tavi? Papa Tavi. Patavi? E greu. Da? Sau Tavi Pa? Da. Nu va mai juca. Da. Nu zic că nu va mai juca. Dar totuși acolo pe mijloc nu găsește Gigi formula. Ei, cu trebuie Zuma, știi cu Baba, bine, da, acum știi, cu... m-auzi? Are sus, jucători, ce să... cu Olaru? M-auzi? Poate să prinde și sus acum. M-auzi, dacă îți mai ia și un... dacă mai ia și un 6 și un 6-ar acolo bun, hai să mergem la Gabi Sapta, să vedem cum sărbătorește Spania și Europa. Ia. Victoria la Roja, da? Gabi, salut! Bună dimineața, vă salut pe toți cei care sunteți în studio și pe toți cei care... Da, bună, e Anglia, echipă de 3 lei. Bravo, 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 bravo. Bravo, da. Deci genial asta cu Anglia, echipă de 3 lei, bravo, genial. Da, nu de 2, pentru că a fost în finală, totuși. Da, nu lei de aia din savană, lei de ăștia, dar ai noștri, românești, nu? Da, 3 lei. Da, s-a terminat campionatul european, din păcate, spun eu, mie mi-a plăcut. Luna de zile a fost minunată, am văzut meciuri tari. Spania este Gabi, pentru... mi s-a părut cel mai obosit campionat european din care l-am văzut eu de când mă știu. Așa sunt toate, dacă... Nu, mint. La bătaie cu ăla în care a câștigat Grecia campionatul european, că și ăla au fost numai 0-0 și 1-0. Dar, Gabi, jucătorii sunt obosiți. Nu e. Vor trebui să regândească. Am văzut jucători mari obosiți, Gabi. Obosiți, pur și simplu obosiți. Meciuri la care credem am căscat. Au fost o grămadă meciuri la care am căscat. Iar cel mai tare am căscat la meciurile Angliei.
cel mai tare, am căscat la meciul. Pe fond de oboseală, așa e, s-a jucat tacticizat mult de tot la deci sport. N-a nicio treabă, Southgate, doamne, când îi aud pe ăștia cu Side, își cerea presa scuze înainte de finală, Gheret, iartă-ne, râdeam singur, zic, bă, stați mă puțin că nu câștigă nimic iară. Mai înțeles? Na, cum să spun, s-a făcut din nou dreptate, pentru că Southgate a propus cu niște jucători formidabili, efectiv un antifotbal, cum tot zic de la începutul emisiunii, un fotbal minimalist, în timp ce Spania a propus o simfonie a fotbalului, n-a păcălit fotbalul nicio secundă la aceste ori. N-ai cum. Până la urmă se face dreptate, apele se despart. Ceea ce spui tu, a spus și azi noapte Gary Lineker despre Southgate, o să vă spun imediat și eu. Ne ascultăm. Așadar, Spania, patra oară campioana Europei, a câștigat 7 din 7, record. Bine, era record și 6 din 6. A marcat 15 goluri, tot record, a depășit-o pe Franța din 1984. De 33 de ani, Spania nu a pierdut nicio finală, fie că a fost la club, 9 finale Champions League, 10 finale Europa League, fie că la echipa națională, 4 turnee finale. Anglia rămâne fără titlu european, iar Kane a pierdut a 6-a finală, săracu, te și gândești că s-a apucat de fotbal degeaba, în 643 de meciuri nu a luat niciun trofeu. În ultimele 80 de meciuri de la club sau de la națională, Rodri nu a lipsit decât o singură dată și iată l-a devenit fotbalist. Rodri, jucătorul turneului final, iar da. Yamal, cel mai tânăr jucător, a primit exact. Premiul pentru cel mai bun tânăr jucător. Da. Aole, uite-l pe săracul Harry Kane, doamne. Ghinionul în persoană, uite, doamne, așa arată ghinionul. Da, cei care au transmis această poză au spus că e cel mai băiat bun, îi lasă pe toți să ia campionatele, trofeele. Da. Da, 643 de meciuri, Vivi, mult da. De tot, să nu câștigi. Așa e cel mai bun adversar pe care ți-l poți închipui vreodată, să joci contra lui, câștigă, nu câștigă nimic. Poate să se mute unde vrea el. De-ați dacă s-a dus la Bayern München să ia da. Ceva și n-a luat nimic. A luat titlul de goalgetter, dar pe echipa n-a luat nimic. Exact. Astăzi seară la ora 20 în piața de Los Cibeles Naționala va fi ovaționată de toți madrilenii care vor ieși pe stradă să se bucure. A fost și un spaniol supărat, Dani Carvajal, a pierdut mare parte din petrecerea de la stadion pentru că a stat foarte mult la controlul antidoping. Spuneam, cel mai bun jucător Rodri al turneului s-a născut în ziua când Anglia elimina pe Spania în 1996, chiar atunci se năștea el. Cel mai tânăr jucător, ați spus și voi, Lamine Yamal, care la 17 ani și o zi a fost și cel mai tânăr jucător într-o finală continentală. Fundația Pele l-a felicitat pentru că a doborât recordul celebrului brazilian. Palmaresul lui De La Fuente este impresionant. Euro U19, Euro U21, Euro Seniori, Olimpiadă și Liga Europei. Trofeul de golgheter a fost primit de spaniolul Del Olmo, un decar, cum vă place, marcator a 3 goluri și autor a 2 pase decisive. Am mai pregătit 2 poze de la Euro, una dublă cu Pickford, cât de răutăcios a fost după victoria cu Olanda, cum se distra în spatele lui Van Dijk când olandezul dădea interviu. Și după ce a părăsit competiția, extrem de trist. Foarte nervos a fost Jude Bellingham, jucătorul lui Real Madrid de 116 milioane. Nu a stat pe gazon la festivitatea de premiere, s-a retras pe banca de rezerve. Asta după ce și-a descărcat nervii pe un scaun de la marginea terenului. Cam mulți nervi, după părerea mea, la vârsta lui, deși nu a făcut un turneu extraordinar, da. A dat într-adevăr un gol și atât. Da, Gabi, doar o secundă, te rog, că l-avem și pe Marian Iancu la telefon. Bună ziua, domnul Iancu, și la mulți ani, nu? E corect? Da, mersi, pe 10 iulie a fost. A fost, a, pe 10, să nu știu de ce credeam că a fost astăzi, așa? Da, nu mai contează. Urările sunt bine primite, cred că, întotdeauna. Da, mulțumesc tare mult. Da, la mulți ani, să fiți sănătos și tot ce vă doriți dumneavoastră să realizați. La fel, Horia, tuturor, ție și tuturor ascultătorilor și celor care te văd. Mulțumesc mult de tot. Domnul Iancu, cum a arătat Rapidul după primul meci în era Neil Lennon? E prematur să... E ceea ce au lucrat peste vară, un sistem de joc adaptat transferurilor care s-au făcut, poate și mentalității antrenorului,
După părerea mea, nu poți să aștepți prea mult de la sistemul ăsta vis-a-vis raportat la obiectivul care l-ai. E un sistem defensiv prin excelență. Cauți să ataci cu Brown și cu Borza. E prea mult. Brown ți-a dat și gol. E prea mult. Ești o echipă cu obiectiv care trebuie să dai gol. Nu poți să te gândești să stai cu 6 jucători defensivi, eminamente defensivi în teren, și cu 2 atacanți și să aștepți pe traseul unui campionat care e totuși o competiție de anduranță să aduni o medie de 2 puncte cu un asemenea sistem de joc. Nu, dar e timp să-l adapteze, e timp să mai facă transferuri, vom vedea, dar oricum e mult, mult prea defensiv față de ceea ce dorește Rapidul. Este un sistem, așa cum a arătat el, pentru o echipă de locul 9-10 în campionat, adică niciun caz pentru play-off. Adică a arătat totuși echipă puternică? Echipă de titlu? Nu, nu, asta spuneam. Este un sistem mult prea defensiv. Dacă jucai cu Mikovski în locul lui Borza, așa cum ai terminat, și în dreapta, dacă îl mai aveai pe Funcșo sau pe Krasnitsky, sau, atunci da, puteai să joci în sistemul ăsta, gândind că este un sistem ofensiv, cele două aripi să facă ambele faze la același nivel și să aibă și potențial ofensiv fantastic, așa cum cei doi. Dar să joci cu Borza și cu Brown, după cei trei fundași centrali și cu încă doi închizători, 6-7 jucători defensivi, mult prea mult pentru o echipă cu un obiectiv play-off și câștigarea campionatului, a cupei sau participarea în cupele europene, echipă care trebuie să dea gol, trebuie să dea un gol mai mult ca adversarul. Acest sistem e un sistem pentru inima a domnului Șucu, ca să nu mai, să nu-i creeze emoții prea mari. E un sistem defensiv, fix, va scoate o medie de un punct, un punct și ceva pe meci, dar în niciun caz 2 puncte permeți și ceea ce înseamnă să te duci acolo în vârful clasamentului să pui problemă. Da, deci în niciun caz, deci n-a arătat a echipă de titlu. Adică vi s-a părut foarte departe de acest obiectiv. Ca sistem de joc, în niciun caz. Și transferurile, de fapt, sunt transferuri medii. Mă bucură foarte mult faptul și felicit pe domnul Șucu și pe Moldovan până în acest moment. Îmi iau marja asta, că au ținut de preț la prețul vârfului de atac, cum îl cheamă? Rahmani. Și au reușit să-l fixeze pe postul lui. N-au pierdut nimic din punctul ăsta de vedere. S-a și văzut că dacă nu era nici măcar Rahmani, din punctul ăsta de vedere, atunci echipa este o echipă mult prea defensivă, o echipă care ar putea schimba obiectivul însă în salvarea de la retrogradare, adică în niciun caz. Deci felicit că au reușit, prin faptul că au ținut la preț, să-l fixeze pe Rahmani, dar mai trebuie un atacant, iar sistemul de joc este un sistem mult prea defensiv, probabil se vor adapta, vor mișca, mai așteaptă 2-3 meciuri să vadă ce se întâmplă și după aia probabil se vor adapta sistemul din mers și vor ieși mai mult pe atac. Da. Cam adică cât eu, dacă aș fi fost, da, Horia, dacă aș fi fost conducător, n-aș fi acceptat să pregătească o vară întreagă sistemul ăsta de joc, raportat la obiectiv și la ceea ce îmi doresc pentru Rapid, ca și club, ca și echipă, ca și investiții. Uh-huh. Aș fi cerut un joc mult mai ofensiv, chiar cu risc mai mare, dar lua și gol, dar da, întotdeauna da un gol mai mult ca adversarul. Uh-huh. De fapt, așa am și construit echipele pe care eu le-am condus, eminamente ofensive, am dat golgheteri an la rând și golgheterul principal și al doilea golgheter al campionatului am dat de multe ori în același campionat, doar pe sistemul de a da gol. Uh-huh. Da, nu, e clar lucrul ăsta. Rahmani, după părerea dumneavoastră, apropo de ce spuneați că au ținut la preț, care e cota lui Rahmani, domnul Iancu? Foarte bine au făcut, de la 8 în sus. Cât? De la 8 milioane, 8 milioane, la 8 milioane în sus? Da, 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 să țină la prețul ăsta. Da, nu vi se pare exagerat, 8 milioane? Nu, niciodată. Cine cere nu greșește, cine dă greșește. Nu, e foarte bine ce au făcut, să țină la preț. Uh-huh. Și vor lua bani mulți pe el și el va fi ambiționat să joace cât mai bine ca să iasă undeva la o echipă puternică, să aducă și bani pentru el și bani pentru club. Uh-huh. Ăsta e sistemul. Iar domnul Șucu l-a înțeles, sper că l-a înțeles, sper să nu... Dar cred că s-a speriat destul de mult văzând cum a arătat echipa și faptul că e dependentă de un Rahmani,
pentru că să dai gol cu fundașul Brown e totuși un noroc pentru prima etapă. Da. Nu va fi o conduită consecventă pe tot parcursul campionatului. Da, deci viață grea pentru Lennon la cum a început. Cred că va schimba. Acum nu știu, nu cunosc ca antrenor. Nu știu care este mentalitatea lui. Nu știu dacă e o mentalitate ofensivă adaptată obiectivului clubului Rapid. Cred că mai mult se gândește, stai să vadă campionatul, nu-l cunoaște, arbitrajul, cum arbitrează, cu modul de angajament fizic, tehnic. Deocamdată și-a luat niște măsuri, a așezat echipa destul de defensivă. Nu știu cât de bine e pregătită fizic, pentru că totuși condițiile meteo sunt cele care își pun amprenta și nu poți să-ți dai seama cât de pregătită e o echipă în condițiile date. Vom vedea pe parcursul campionatului. Uh-huh. Mai avem timp. Vine un meci important. E doar un meci, până la urmă e doar un meci. La ce ați văzut până acum, că probabil le-ați văzut pe toate, cine este favorită anul ăsta pentru dumneavoastră? Cred că lotul cel mai complet și care va continua să fie completat, dar care va suferi un pic la nivelul de puncte pe care îl va strânge, este FCSB-ul Steaua, echipa domnului Becali. Este bine dimensionată și cu două echipe, poate pune în teren două echipe de aceeași valoare, continuă investițiile, cred că vor disturba un pic din campionat această dorință de a participa în Champions League, probabil și mai departe în celelalte competiții europene, depinde ce se va întâmpla, dar oricum, așa cum a arătat în prima etapă, deși e prematur, cred că FCSB-ul este echipa care e cea mai bine dimensionată să continue anul ăsta în dorința lor de a câștiga campionatul. Cât va conta dacă astăzi îl semnează pe Luis Munteanu? Oh, fantastic! Cine îl semnează pe Luis Munteanu, ținând cont că toate echipele au cât un atacant, doi de calitate și cu atât mai mult venirea și al lui Munteanu, atât la Rapid, la FCSB, la Craiova, la CFR, unde se va duce, va fi un plus destul. Cine de îl semnează va avea un atu major la titlu, nu? Va punta în continuare, va mai adăuga note în plus vis-a-vis de calitatea. Bun, dacă îl ia FCSB-ul până la urmă, e clar marea favorită FCSB-ul, dacă îl ia și pe Luis Munteanu? Este. Putem spune și fără el. Și fără el va fi greu pentru orice altă echipă să facă față, dar vor veni, se vor bate până într-un final, dar totuși consider că nu a pierdut mult prin plecarea lui Coman, echipa domnului Becali. Uh-huh. Are toate aturile să continue. Poate să nu locuiască Ștefănescu pe Coman? Nu joacă același lucru. Nu, ca idee, per total. Cum Ștefănescu e mai complet decât Coman. Face un pic și fază defensivă, are un, să spun așa, e mult mai puternic în joc, în jocul complet, în ambele faze, decât o făcea Coman. Coman mai sfârșit, mai venea un pic înapoi când trebuia să vină la echipa națională. Coman mai capricios, Ștefănescu parcă mai serios, mi se pare. Da, deci nu putem să-i comparăm. Mi se pare mai complet. Dar acum să vedem și randamentul. Cine vi se pare mai complet? Ștefănescu. Aha, am înțeles. O ultimă întrebare, domnul Iancu. Sunteți pro sau contra regulii Under? Nu, pentru. E bine pentru fotbalul românesc. Un pic lucrat la regula jocului, din punctul ăsta de vedere, dar e foarte bine. Se vor vedea în ani, de aici încolo, se vor vedea rezultatele. Echipele trebuie să aducă, trebuie să împingă jucători tineri în lot, obligatoriu. Asta și pentru amprenta lor locală, luând jucători locali, investind în academii sau din alte locuri, dar trebuie să aducă. Eu am construit multe generații plecând de la tineri și copii. Echipa primul 11 trebuie să aibă cel puțin 2 jucători crescuți în pepinieră de mici și așa au apărut foarte mulți jucători tineri care au ajuns până la echipa națională. Deci eu sunt pentru ca această regulă. Bine, nu contest pentru că eu încă nu sunt implicat în fotbal, dar ca și conducător fost îmi place regula și e bine să rămână. E în regulă. Mulțumim mult de tot, domnul Iancu. Mi-a venit acum și cu Colțescu. Cum vi s-a părut Colțescu? Bun, evident a fost fault.
Da, asta evident, clar, da. În spiritul fotbalului e corect. În spiritul legii jocului e corect, în litera regulamentului e de discutat. Dar eu ca polist timișorean rapidist nu o să dau dreptate UTEI. Bine, e în regulă. Mulțumesc mult de tot. A fost okay. Marian Iancu, încă o dată la mulți ani pentru domnul Iancu. Gabi, ia zi! Da, rămăsese la Bellingham, care a fost extrem de nervos la vârsta lui. Pentru titlu, Federația... M-auzi? Cam arogant Bellingham ăsta, așa. Cam arogant, da. Așa mi se pare așa în ultimul este. Timp. Am senzația că nu știe să piardă și cine nu știe să piardă nu o să câștige. Păi învăța la Real Madrid, Gabi, unde câștigă tot. Da, nu cred. Caracterul cred că și l-a construit undeva la Birmingham, la Academie. Da. Poate cine știe, i-a zis cineva că e foarte mare. Chiar i-a spus primului antrenor al alterii Daily Mail, a spus că atunci când a ajuns la Birmingham, la Academie, a dat numărul 22 pentru că era 3 într-1, adică 4, 8 și 10. Dar poate așa crede el. Pentru titlu, Federația Spaniolă a primit 28,25 de milioane de euro, Anglia cu 4 milioane mai puțin, și am pregătit câteva titluri din presa celebră a lumii după meciul de aseară. Gazeta dello Sport: Spania deasupra Europei cu William și Oyarzabal, ghinionul se ține de Anglia, au scris italienii de la Gazeta dello Sport. L'Echipe scrie că Spania este de neatins după ce a câștigat toate meciurile cele de-a 17 ediții a campionatului european. Titlul din Marca este unul care scoate în evidență tot ce trebuia. Suntem regii Europei, au scris cei de la ziarul Marca. Mergem în Anglia. Britanicul The Sun, inim de leu. Anglia a suferit o nouă durere de inimă după eșecul 2-1 cu Spania și un gol primit spre final. Ne-am plimbat tot turneul și am fost conduși mereu la ce ne puteam aștepta. De data aceasta nu a mai revenit, au scris corect cei de la The Sun. Gary Lineker a criticat dur stilul lui Southgate. Avem jucători, dar nu-i punem în valoare. I-a ținut în lesă, se referea la Southgate. Uite-te cum joacă Bellingham la Real Madrid și cum a arătat Bellingham la Euro. Și cu asta ai spus tot. Asta e diferența între un antrenor fantastic cum e Ancelotti și Southgate. Sau Foden la City sau Palmer la Chelsea. Exact. Și un antrenor corect, atât că nu poți să spui că e antrenor slab Southgate când îți duce totuși echipa la atâtea finale. Dar un antrenor corect, adică un antrenor limitat. Înțelegi cum e Southgate? Asta e diferența. Deci Bellingham, da? Ai spus Bellingham, asta e diferența între Ancelotti și Southgate și gata, ai pus punct. Da. Numărul 10, creierul echipei. De ce trebuie să primești gol pentru a începe să joci fotbal? Se întreba și Gary Lineker. La cluburi sunt buni, aici sunt umbra lor, a concluzionat Gary Lineker. Dacă Southgate nu acceptă propunerea federației să rămână în această funcție, primul favorit să ia locul este Graham Potter, al doilea pe listă Eddie Howe. Contractul lui Southgate se termină în decembrie, însă în foarte scurt timp va discuta cu federația. Englezii au primit un puternic mesaj de susținere chiar de la prințul William, care a spus că de data aceasta pur și simplu nu a fost să fie. Capul sus, a zis prințul. Cine a făcut sport înțelege câtă frustrare poți avea când ești învins în felul acesta pe final. Doare, dar trebuie să felicităm Spania, a mai spus prințul William. Titlul din El Mundo Deportiv a fost Dumnezeu salvează campionii. În acea zi, Alcaraz câștigase la Wimbledon, au mai completat catalanii de la El Mundo Deportivo. Portughezii de la Record publicau declarațiile spaniolilor. A fost una interesantă la Unai Simon, simpatică. Îi dau medalia bunicii mele care în viața ei nu m-a văzut jucând fotbal, a declarat Unai Simon. Dimineață, merg cu permisiunea ta, Horia, pentru că s-au întâmplat lucruri fantastice peste ocean și închei cu Copa America. Dimineață, cu o întârziere de o oră și un sfert, s-a jucat finala Copei America. Iată o poză, ca să vă dați seama ce s-a întâmplat la porțile stadionului. Acolo oamenii au fost aproape striviți, au fost asfixiați, copiii leșinați, femeile la fel. Organizare absolut haotică într-o țară, la Miami, unde peste 2 ani va fi campionatul mondial de fotbal. Argentina a câștigat în prelungiri 1-0 cu Columbia. Gol marcat de Lautaro Martinez în minutul 112. Au fost incidentele șocante la intrare, dar și în timpul meciului cu Lionel Messi, care a fost accidentat în prima repriză. Arias a băgat o alunecare undeva la marginea terenului, l-a luat pe sus pe Messi.
A fost însă în regulă. Messi a jucat repriza a doua, dar s-a accidentat singur Lionel Messi. Iată imagini pe care n-ați crezut că o să le vedeți vreodată. Messi plângând. Odată cu el plângeau toți argentinii. Da. Gabi, scuză-mă, sunt imagini într-adevăr impresionante cu Messi care plânge pe banca de rezervă, incredibile. Scuză-mă puțin că l-avem pe domnul Becali la telefon și sigur. Știi cum e. Locul 1 e locul 1. Locul 1 e locul 1 mereu, Gabi. Bună ziua, domnul Becali. Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți? Zi importantă astăzi? Încercați să dați o nouă lovitură în stilul dumneavoastră? Luis Munteanu? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Da, nu? Că așa erau zvonurile, că încercați să dați iarăși o lovitură marca Gigi Becali. Nu e adevărat. E probabil că era Petre Chiori la nuntă la Hagi și de aia, probabil, dar nu e adevărat. Da, s-au mai făcut și următoarele conexiuni, că în weekend Fiorentina a anunțat oficial că Luis Munteanu e pe lista de transferuri, că nu-l țin. Nu știu, acabar n-am, deci nici n-am vorbit. Știu, și ținând cont și de faptul că practic Fiorentina a anunțat oficial că nu-l mai vrea, vă mai gândiți, poate să mai încălziți pista asta sau, nu știu, e subiect păi, închis? Pe cuvânt, Horia, nici n-am vorbit, adică dacă măcar vorbeam ceva. Nu că vă cred, că știu că sunteți super, cu dumneavoastră sunteți super corect vorbit, în declarații. Dar n-am vorbit măcar, nici nu mi-a spus asta. Da, deci, mă rog, vă spun eu acum, deci în weekend Fiorentina a anunțat oficial că nu contează pe Luis Munteanu și că este deschisă la orice fel de negocieri. Băi, tată, nu știu nimic. Am înțeles. Spuneați, e clar că a fost Petro Chiodi, de asta probabil au fost, s-a făcut legătura. Da, dar eu nu m-am mai interesat, n-am mai vorbit cu el deloc despre asta, pe ce... Am luat atacanți, adică și așa era prea scump, adică știi, dar nu mai, gata, mai mă interesează acum. Atunci a fost. Am înțeles. Apropo de atacanți, ați spus acum două zile după meci că mai vreți un atacant. V-ați clarificat sau încă-l căutați? Păi să vedem acum, nu știu, azi, mâine, să vedem. Da, un atacant. Da? Poate să fie ancheie ăla de la Genoa? Hai mă, băi, Hori, acum, ce vrei? Eu vă, domnul Becali, eu îmi fac treaba, vă întreb. Tu fost treaba, eu spun, nu mai este niciun atacant și gata, că n-ar vreo să vorbim. Când o să fie, o să fie. Am înțeles. Deci încă nu e nimic clar. Nu. Ok. Ce faceți? V-ați lămurit? Ați început să vă lămuriți cu echipa? După meciurile astea care au fost, inclusiv partida cu Cluj? Da. Clară treaba este. Clară treaba este că Șut și Alexandru trebuie să fie acolo. Și al treilea cine ar fi? Al treilea e Olar. A, deci practic reveniți la cei trei magi, ca să zic așa, de la mijloc. Da. A, și în apărare rămâneți pe Nghezana Daua? Păi în apărare vreau să merg pe Nghezana Daua, adică ca fundaș central. Păi o să vedem. În dreapta nu prea mi-a convenit nici de Crețu, adică prea face multe prostii. Poate, nu știu, la început, dar o să încercăm cu ăsta, cu Chichi, să vedem dacă poate în dreapta. Bine, eu v-am auzit ce ați spus după meci. Da, bun, multă lume spune, domne, ce să caute Băluță pe dreapta, dar nu... S-au mai făcut inovații din astea care până la urmă s-au dovedit extraordinare. Nu știu, Băluță va juca pe stânga. Deci, în practic, atacul cine este, domnul Becali? Cine v-a plăcut? Bă, parcă Popa mi-a plăcut de el. Adică vine mai mult în spate, la dublaj, adică, știi? Și David, probabil, va avea calitate, dar la ora asta, mai activ. Bucuria. Mie îmi place jucător așa. Așa, după vorbele mele și după cuvintele mele și după experiența mea. Bă, mie îmi place jucătorul de fotbal care el îi place de minge. Ce înseamnă că îți place de minge? O cauți să fie la tine. Ăla care el nu vine mingea pe la el, înseamnă că el nu îi place de minge, e frică de tine.
Atunci ce să cauți, ce să am nevoie de el? Deci, vrei să fii la mine la FCSB, trebuie să te întâlnești cu mingea mai des. Uh-huh. Du-te, găsești-o. Cum face Popa. Nu o primește, că este atacant acolo de careu, mai vine, o primește pe aici și pleacă. Înțelegi? Da, da, da. Nu? Deci, vrei să joci la mine, trebuie să atingi mingea de mai multe ori. Nu că s-o atingi de mai multe ori. Uh-huh. Să ajungă mingea mai multe ori la tine. Da. Da. Da, e clar, am înțeles filozofia. Dumneavoastră vreți oameni implicați, care vor, care bă, da, caută nu, mingea. Bă, dar nu, dar vreau să spun ceva. Bă, dacă mingea trece pe la tine, înseamnă că ai dat soluție de pas. Uh-huh. Tu dacă nu dai soluție de pas, te ascunzi, spui, dar cum să pasezi? Nu s-am posesit. Uh-huh. Dacă te ascunzi de fotbal și nu vă la cu echipe unde să dea. Uh-huh. Vinu mă la pază, vinu la primit, dă-i cu tare cum face Olaru. E peste tot. A greșit săracul mult. Primul meci, da. E peste tot. Da, așa e, așa e, așa e. Așa e, Miculescu-l vezi uneori că parcă se ascunde de minge. Și asta e adevărat. E un jucător cu calități, asta e clar, da? Are calități, are cu tare, câștigă dueluri, dar... Prea stă acolo, vină mă, du-te, vină dragoste de minge. Uh-huh. Vezi că nu le primești acolo cu tare, vină, demarcă-te în alte, pleacă în partea alaltă, în partea alaltă, să o primești. Îmi dai încredere în tine. Da, corect. Corect. Popa mi-a plăcut, să știi, Popa. Nu, e jucător bun. Știți că discutam, nu, știți când l-ați transferat, când a început sezonul, că vorbeam aici și v-am spus, v-am lăudat. Eu zic că ați făcut un transfer foarte bun. Asta e părerea. Bă, Popa mi-a plăcut de el. Da. Ștefănescu a zis ceva după ce l-ați criticat? S-a supărat? Bă, Ștefănescu e fotbalist, clar. De ce am spus de Ștefănescu? Nu retrag nimic. Da? Numai că meciul ăsta s-a crezut puțin vedetă. Uh-huh. Nu ești vedetă. Că dacă te crezi vedetă, după aia aștepți mingea. Că și el a așteptat-o. Da. Nu prea a avut mingi. De ce? Tot așa a așteptat-o, nu s-a demarcat. Bine, domne, era prea cald. Bine, mă, e un lumul ca de oaie, era prea cald. Da, dar valoarea are, asta e clar. Bă, valoarea are, așa este. Aia tot ce am spus așa rămâne. Deci rămâne Ștefănescu în dreapta și Băluță în stânga, nu? Da, da, da. Musi... chiar mă gândeam, Tavi Popescu. Musi a luat lucrul Comar. Cum vi s-a? Chiar eram curios să vă întreb. Ce părere aveți de băiatul ăsta? I-a luat locul Comar. Adică? Adică dacă ea poate cineva să ia locul Comar, înseamnă că are valoare, nu? Da. Chiar bravo, mă... Chiar mă gândeam că are o problemă Tavi Popescu. Nu-l văd în fața lui Musi când o să revină. Stai să vedem. O să fie concurență mare între ei. Da. Păi aveți două locuri. Stați că vine și Baeten acum, sau cum îl cheamă? Baeten acum. Baeten, o să vină și gata. Zi altceva ce mai vrei. Cum a fost la nuntă, domn Becali? Păi n-ai văzut cum a fost. Ei, dar am stat să mă uit la nuntă. A fost. Cum a fost? Frumos. Am înțeles că ați făcut spectacol. Păi ce să facem? Am făcut și eu ce am putut să fac. Da? Ce mi-a plăcut să fac, da. Dar cum a fost aia cu trenul? Că să nu vă ia trenul? Sau am citit aseară declarația. De da, nevastă mea așa mi-a zis. Am zis, băi, uite, zic, o să mă abțin și nu o să mai dansez acum. Și mi-a zis, bă, Gigi, pe tine tu zici că nu, dar pe tine te ia trenul când cântăm muzica. Și cum e? Va veni chef de dansă? M-a luat trenul. M-a luat trenul, a? Frumoasă nuntă, nu cu copiii ăștia. Da. Foarte frumoasă. Parcă v-ați mai simțit așa, parcă nici nu-ți vine să crezi, domn Becali, că trec ani. Au trecut ani, asta e, ce să facem. Acum, pe dacă am dansat atât de mult și acum parcă sunt obosit. Da. Păi, asta e, știți cum e. E un eveniment din ăsta, dar am înțeles că spectacol ați făcut aseară. Păi, vezi și tu, da. Uite-te pe internet. Am înțeles. Cine a venit? Bine aici, sănătos. Bine. Mulțumim, domnul Becari.
Da, Gigi Becali e obosit. Să ducă la recuperare, la bază. Da. Se bage la camera aia. La camera hiperbarică. Da, dar chiar obosit. Adică... Sau în butoiu cu gheață, cu apă cu gheață. Da. Păi și așa zicea că ține camera aia, că a dat... Camera hiperbarică. Da. Că a dat... E bună pentru recuperare, e cea mai bună. Foarte bună. Da. E cea mai bună pentru recuperare. Că a dat, nu știu câte sute de mii de euro și că o țin acolo. Da. Dă-mi voie să nu-l cred pe Gigi cu Luis Munteanu. Cred că i-a zis cineva, ia mai taci. Mă, dă-mi voie să nu-l cred. M-auzi? Nu știu, dă-mi voie, așa, din tonul lui, așa... Adică mi s-a părut ceva de genul... Stai, mă pui să vorbesc de Luis Munteanu să-mi strici combinația? Da. Cum ți s-a părut? Da, la fel, cred că aseară s-a discutat mai ușor cu... Până nu-l semnăm... A fost și Chiodi. A fost Petro Chiodi, a fost acolo. A fost Giovanni, au fost tot și... Da, și probabil că eu fi zis, Gigi, nu ne strica combinația, că formă și alții și nu trebuie să licitează. Și atât din gură să-l semnăm și formă poți să ieși la televizor. Da? A fost foarte reținut. N-a fost Gigi Becali. Nu-l cred. Eu nu-l cred. Nu, ceva mi-a dat cu virgulă acum când a zis cu Luis Munteanu. Nu, domne, că nu, eu nu știu. Hai, mă, nu știi, Gigi, tu, care auzi, care le... Tu ești pe toate, ești la butoane. Nu știe despre interesul Nelu Varga despre Luis Munteanu? Stai o secundă. Bine, de interesul lui Nelu Varga, nu știu dacă știe, pentru că a fost în dimineața asta, au fost declarațiile. Așa, dar ținând cont că l-ai pe Petro Chiodi la nuntă, adică tu spui mie că n-ai vorbit cu Petro Chiodi nimic? Da. Știi? Înțelegi? Eu cred că nu, eu cred că vrea să-l, ar vrea să-l ia, bine, dacă bineînțeles totul este în regulă, mai înțeles așa, dar cum să spun? Dar adversar puternic Nelu Varga. Adversar puternic Nelu Varga. Eu zic că dacă Nelu vrea să-l ia, dar stai să vrea și jucătorul, să vrea să vrea liber, bănere, să vrea clar, și jucătorul, să vrea și impresarul, să și gândește, bă, dacă vin sunt sub presiune, dar nu cred că e un jucător care să cedeze sub presiunea lui Gigi, pentru că mă gândesc că și la Hagi a fost sub presiune. Și nu i-a fost ușor. Presiunea mare ca la Hagi nu există. Și a putut să treacă peste ea. Înseamnă că la PCSB va fi ca omul și și sunt sigur că există. Interesant ce a zis și de Kiki, că joacă în dreapta. Chichi a jucat în dreapta la Hagi. A jucat returul. Deși e stângaci. Deci nu-i place nici de Crețu, nici de Andy. Da, e clar. E clar lucrul ăsta. Mă rog, Musi, da, dar unde Băluță? Că Băluță a zis că joacă în stânga Băluță. Păi nu joacă Musi în stânga. Deci Băluță probabil că va juca vârf. Băluță, vârf, Musi în stânga și Ștefănescu în dreapta. Cei doi... șut cu Alexandru, Olaru în fața lor, și Popa, cei doi panterele în centru, Chichi în dreapta, Radunovici în stânga. Ce v-am spus eu, că Radunovici nu scoate, pentru că, într-adevăr, jucătorul cel mai bun din România. Da, bunele, dar în toamnă, prin toamnă, dacă nu semnează, o să scoate. Clar, nu-i place lui Gigi de nu, o să e scoate. Clar că nu-i place. O să scoate, pentru că în decembrie pleacă liber. Numai. Da, corect. E clar asta. Bun, hai să ne întoarcem la Gabi Safta, că eram cu pozele alea. Hai să mai vedem pozele alea cu Messi, chiar impresionante. Deci chiar corect. Impresionante să-l vezi pe Messi la 37 de ani. Gabi, ne auzi, da? Da, vă aud corect. Chiar îmi doream să ne întoarcem la aceste imagini unice, pentru că iată că în America se întâmplă lucruri în fiecare noapte. După tentativa de atentat asupra lui Trump, să-l vezi pe Messi plângând. Eu am crezut la fel ca și înainte cu o noapte, că nu văd bine ce se întâmplă. Săracul s-a accentat singur. Imagini, Gabi, imagini impresionante. Da, nu putem să dăm video. Video e pe fanatic.ro, dar să-l vezi cum plângea. Și în momentul ăla a erupt și stadionul, au început toți să plângă. Bine, unii plângeau înainte de a începe să plângă, văzând că trebuie să fie înlocuit. După care Messi a început să plângă, a fost șocant pe stadion. Și tot stadionul, cred că și columbienii începuseră să cânte Messi, și cu acea plecăciune în fața zeului Lionel Messi. Trebuie spus, repet, s-a accentat singur, undeva la centrul terenului, a fugit după un adversar să-l deposedeze, i-a fugit Glezna. Și iată cum a apărut ce imagine cu Glezna lui dreaptă. Spun că s-a încetat singur pentru că atacul din prima repriză a fost la Glezna cealaltă, la Glezna stângă.
se poate specula că i s-a dat peste picioare, mai ales că la precedentul meci, cum ziceam ieri, columbienii au luat 6 galbene toate pentru faulturi la Messi, care și la precedentul meci cu glezna plină de sânge. Dar de data aceasta s-a accentat singur. Nu a fost singurul care a plâns, dar iată, imagini pe care n-am crezut că o să le vedem. După Ronaldo, un alt zeu al fotbalului care plânge la un interval foarte scurt de timp. Și au apărut poze cu Ronaldo și Messi în paralel, în dublă fotografie. Iată, imaginea cu Ronaldo și acum îl vedem pe Lionel Messi. A mai plâns și Di Maria, dar bine, el a avut un alt motiv. Di Maria a jucat ultimul său meci pentru echipa națională, a ieșit în minutul 116 când era deja 1-0, pentru că în finală se joacă prelungiri. Di Maria l-a îmbrățișat la ieșirea de pe teren pe Messi, s-a transformat toată sărbătoarea în ceva special pentru Lionel Messi. Și după gol, Lautaro Martinez s-a dus la el să-l îmbrățișeze, primul pe Lionel Messi. Spuneam de organizarea scandaloasă, oamenii au fost puși în pericol efectiv. Cei de la CONMEBOL au explicat că au fost foarte mulți spectatori care nu aveau bilet și au vrut să intre. Iată pe unde intrau. Uitați-vă pe unde încercau să intre prin sistemul de ventilație al stadionului. S-au dus columbienii să intre pe stadion fără bilet. Ceva incredibil ce s-a întâmplat la Miami. În mijlocul haosului au fost prinse și familiile argentinienilor. Chiar din vestiar Alexis McAllister a plecat să vadă ce se întâmplă cu familia lui, care posta pe rețele de socializare că nu mai poate să intre pe stadion pentru că sunt prinși în acel haos. Să înceapă meciul cu o oră și 15 mai târziu a fost ciudat. A mai fost și pauza de 26 de minute, așa m-a prins 8:30. A fost momentul când s-a terminat dimineață acest meci din Copa America, pentru că la pauza a cântat Shakira. Timp de 26 de minute a fost pauza după spectacolul Shakirei. Ceea ce mă bucură e că după victoria Argentinei și după victoria Spaniei vom avea finalisima, duelul Messi cu Lamine Yamal. Pentru că se știe, există o partidă între câștigătoarea campionatului european și câștigătoarea Americii de Copa America. Așadar va fi meciul între Messi și Lamine Yamal. Cam acestea sunt informațiile și din Copa America, Horia, da. Vit și Bănel. Și, într-adevăr, tulburătoare cele cu Messi plângând la câștigarea. Am vrut să spun că s-a accidentat singur ca să nu se înțeleagă că l-au accidentat columbienii. Am vrut să spun că a plâns pentru că s-a simțit. Imaginile sunt emoționante, Gabi. Da, adică să-l vezi pe Messi, totuși știi cum e, ai luat, vezi? Adică, știi ce e impresionant, Gabi, aici? Bă, ai luat tot, ai câștigat tot. Ai familie ok, ai bani să-ți pui în cap. Glorie tot. Bă, și totuși, da, deși nu e ca și cum n-ai Copa America, că luaseră Copa America la precedentul trofeu. Bă, și totuși, deși are tot, atât de mult își dorea încă un trofeu, încât uite-l cât e de disperat. Adică chiar sunt imagini incredibile. Și Ronaldo la fel. Deși e și Ronaldo la fel. Zeii sunt. A spus bine Mutu mai devreme. 30 de ani nu se mai naște jucători precum Messi și Ronaldo. Nu sunt pe pământul ăsta, ăștia doi. Cum? Nu, ce a zis, că nu sunt pământeni. Chiar așa a spus comentatorul portughez. Eu am văzut meciul la portughez. Din păcate, în România nu s-a televizat această competiție. Acești oameni sunt de pe altă planetă și a făcut paralela cu Ronaldo și Messi. Sunt oameni de pe altă planetă, dar și zeii plâng, a spus comentatorul portughez când l-a văzut. A fost impresionat. Se juca meciul și se transmitea mai mult de pe margine imagini, cu glezna lui, cum plângea, cu spectatorii care plângeau. A fost un moment când cred că și columbienii făceau acele plecăciuni strigând Messi, Messi. Pentru că și la Copa America, la fel ca la Euro, erau împreună suporteri argentineni și columbieni. Uh-huh. Totul fair play, nu s-a întâmplat niciun incident, dar, într-adevăr, acestea sunt imagini care vor rămâne mult timp de acum înainte în memoria noastră, pentru că sunt oameni până la urmă și, cum spuneai, deși au câștigat tot, a fost a 8-a finală în care a jucat Messi. Are trofee, mă apucă mâine dimineață să le enumăr pe toate, dar iată-l ce impresionant, plângând. Da, corect. Corect. Gabi, ce știri au mai apărut despre finala de aseară noastră europeană? Despre finală, acestea au fost în presa europeană, mondială, le-am spus, le-am prezentat din Gazeta de Sport, din L'Echipe, și sumele de bani care au fost câștigate de fiecare federație. Noutăți față de ceea ce am spus mai devreme, nu. Există, e presa plină, într-adevăr, de la Lamine Yamal,
care tot spun că s-a născut un mare fotbalist. E, știi cum e presa, trebuie să Messi el a apus, nu? Trebuie să apară altă vedetă, nu? Și într-adevăr, copilul e un fenomen, la 17 ani neîmpliniți, mai înțeles, mi se pare incredibil. Cine e ăla micu? Ăla micu este fratele lui. Mama și fratele lui sunt în această poveste. Da, dar nu mă gândeam, deci nu-i fiul său. Da, cred că tu faci copil la 17 ani. Dar există am auzit, Gabi îmi pune capac cu asta. Deci Gabi, capac îmi pune cu asta, mai înțeles? Dacă spuneai că e și fiul său, mai înțeles, plecam din emisiune. Asta știi cum e, cum era bancul acela cu un cel mai în vârstă om de pe planetă la 110 ani, îl întreba care este secretul și i-a spus, nu știu, întreabă-l pe tata. Păi unde? E acolo, bancă. Da. Corect. Deci toată lumea a fost ziua mondială a sportului. Spania a dominat sportul mondial, dacă îl punem și pe Alcaraz. Se vorbește spaniol în sport, așa e, cu Alcaraz, cu Spania, cu Argentina, care vorbesc aceeași limbă. Spania, limba spaniolă domină sportul în acest moment. Da. Până la urmă am văzut că pe rețele de socializare toți au fost fericiți că, vezi, Doamne, fotbalul a câștigat. Eu zic că și Anglia nu a păcălit fotbalul, a fost mai slabă, trebuia să câștige Spania, dar nu că au păcălit fotbalul englezii. Dar ne bucurăm pentru că o echipă care să câștige 7 din 7 nu s-a mai pomenit. Să dea 15 goluri nu s-a mai pomenit. De 23 de ani câștigă tot, și la club și la naționale. Nu știu cine o să oprească, să vedem peste 2 ani în America, dacă pot fi opriți. Sau poate vor fi opriți de Argentina. Da, finalism. Vedem ce se va întâmpla. Practic, finala a fost cu Germania, Gabi. A fost meciul cu Germania. Germania, care în a doua repriză a dominat copios Spania, a ratat, au dat și bar. Asta a fost finala. Finala a fost în sferturi Spania cu... Iată, aici Adi Barna ne preză și imaginile cu Pickford, ce însemna în fotografia de sus, cum râdea de Van Dijk. Iată cum s-a întors soarta după meci, el era cel care plângea. Pickford, mai devreme l-ați văzut și pe Bellingham. Iată-l pe Bellingham supărat pe un scaun. Scaunul era de vină, mă rog, nervos. Poate că simțea și el că poate mai mult și nu a fost lăsat de sistemul lui Southgate să-și pună în valoare. Ladă frigorifică, Gabi. Ladă frigorifică. Seamănă cu scaunul. L-am văzut la oboseala... Da, e ladă frigorifică, până la urmă, corect. Eu am scris... Da, asta a nimerit-o, că mingea nu prea a nimerit. Bine, dar și jucând funda stânga, el îl dubla pe Show în partea stângă. Da. Era cum e Florinel Coman. Cum a fost Florinel Coman, așa. Da, da, corect. Bine, Gabi, mai e ceva? Nu. E regulă, mulțumim, a fost Gabi Safta, ne întoarcem la ale noastre. Încă o dată mulțumim sponsorilor, sponsorul principal al emisiunii Superbet, liderul de forță al pieții de gambling de pariuri din România și sponsorul premium Aqua Carpatica, ăsta a dat sponsor acum. Pe căldurile astea, să ai Aqua Carpatica, ești un norocos. Exact, zmeura e în pombă. Ia să mai beau și o guriță de zmeură, că... Mamă, dar ce gust bună. A? Mamă, foarte. Ce guriță. Bă, dar obosi rău, Gigi. A? Epuizat. A? Dacă a dat show. Așa. Să vadă și el cum se simt jucătorii după un meci. Bună, șef. Cu prelungiri. Bună. Smeură. Deci... dacă nu bea Aqua Carpatica, Gigi, își revenea. Da. Da. Deci, luptă Gigi cu Neluțu, nu? Pentru Luis Munteanu? Sau dacă chiar Gigi spune adevărul, deși nu cred, cred că e vrăjeală la Gigi, cu Luis Munteanu, așa, atunci s-ar duce Luis Munteanu la Dan Petrescu, cum îi cunoști tu și pe Dan Petrescu și pe Luis? Da. Păi lui Petrescu, uite, lumea nu prea îl cunoaște, dar lui Petrescu îi plac fotbaliștii. Da. Fotbaliști adevărați, Petrescu îi mănâncă, stă cu ei la masă, îi plac fotbaliștii. Da? Luis Munteanu nu putem să zicem că nu e fotbalist. Nu lua Fiorentina dacă nu era fotbalist. Și la Petrescu cred că va găsi altă atmosferă față de FCSB. La FCSB se știe care sunt ierarhiile. La Petrescu, știind că Petrescu își pune un vestiar, Luis Munteanu va avea o altă relație. Mult mai bună decât... Nu? Da. Nu?
Da. Îl vezi în sistemul lui Petrescu, pe Luis Munteanu? Bineînțeles. Fotbaliștii, spuneam că poate juca cu 4-4-2, dacă vin, pentru că Bărdigea e foarte mult. Dar poate, Luis Munteanu poate juca și în spatele vârfului, și al doilea. Nu? Să joace 4-2-3-1, să joace Bărdigea. Când ai fotbaliști buni și mulți, îți adaptezi sistemul la fotbaliștii pe care i-ai. Da? Pentru că dacă ești bun, să bagă singur. Noi spunem, bă, face la echipa, nu Horia. Uite că și eu și băi, echipa se face singură. De cum te antrenezi, cum joci, cum ales, se face singură. Nu-ți faci tu antrenor echipa. Bun, dar după părerea ta, da? Deci după părerea ta, după părerea ta, unde se potrivește mai bine? Luis Munteanu. La FCSB sau la CFR? Nu, eu zic că la CFR. Pentru că de ce? Explicăm puțin. Luis Munteanu este și jucător de contraatac. Hai să ne aducem aminte când juca la Faru, la Hagi. Ce contraatac a făcut la Craiova, când l-a făcut pe Maldonado, dar cred că și acum își aduce aminte de el. Dar a jucat în spatele lui Maldonado de multe ori. Petrescu se apără foarte bine, joacă mult contraatac. FCSB-ul este echipa care vrea să conducă jocul, care nu are spațiile. Luis Munteanu e jucător de spații. Luis Munteanu îi trebuie spații. Trebuie să ia, să aibă spații, să poată să alerge, pentru că alergă foarte bine, să ia jucătorul 1 la 1. Dacă ar juca la FCSB, FCSB-ul domine celelalte echipe și să apără în preajma careului, nu au spații. Nu are, nu este foarte înalt să zici că vin centrării de pe Cu două vârfuri, 4-4-2. Se poate juca și 4-4-2, se poate, da. Dar eu cred că Gigi, așa cum zicea Gigor, ne-a dat o vrăjeală, ca să spunem așa, că nu-l interesează când deja a făcut o ofertă de 1 milion și ceva de... Okay. Cât a făcut? 1.200.000 de euro, nu? Acum 2-3 săptămâni, 1.200.000 de euro. Acum Fiorentina a anunțat sâmbătă. Sunt sigur că va veni mai mult pentru cine plătește salariul mai mare. Eu cred că... Dar vezi mai degrabă. Și l-ar face și Dan Petrescu mai fotbalist? Mai fotbalist. Bun, e adevărat, însă pleci pe bani mai mulți de la FCSB. Așa este, da, că la FCSB... Nu, deci pleci pe bani mai mulți. Deși, uite-te, 3 milioane jumate pe otele, toată lumea râdea, Doamne, cum o să-l dea... L-a luat de la UTA. Exact, și ți-a plecat otele pe 3 milioane jumate de la CFR. Dar bine, FCSB e cea mai tare vitrină. Aici n-avem ce să discutăm. Da, pentru că are pedigriul ăsta al echipei care a jucat mai mereu în cupele europene. Dar și CFR-ul, dacă se califică în grupele Conference League, și CFR-ul ar avea o piață de desfacere a jucătorilor pe care îi are de vânzare. Da? Și la CFR și la Petrescu. Deci Petrescu, îl vezi la Petrescu, îl face fotbalist? Petrescu mai are un atu. Petrescu este marele fotbalist, Dan Petrescu, și marea figură Petrescu. Petrescu îi cunoaște pe toți din fotbalul, și din Anglia, și din Spania, și din Italia, și din Germania. Deci când Petrescu vorbește despre un jucător la nivel declarativ să fie super, directorul sportiv, stai, dacă a zis Dan Petrescu despre ăsta că e fotbalist, înseamnă că e fotbalist. Da? Deci aici are Petrescu un atu extrem de important, pentru că la Petrescu cuvântul lui are greutate. Petrescu, dacă spune... Da. Scuză-mă că l-avem pe domnul Nicolescu la telefon. Vă salut, domnul Nicolescu! Bună ziua, vă salut! Bună ziua! Mă auziți? Nici nu știu ce să fac! Nici nu știu să vă felicit sau să nu vă felicit? Nu știu nici eu, sincer, dar suntem supărați. Asta e. Povestiți-ne puțin așa, ce s-a întâmplat? Păi, ați văzut și dumneavoastră mai bine ce s-a întâmplat. Încercăm să jucăm cu mulți copii, să aducem tineri care să evolueze. Uneori meciurile astea sunt foarte fizice. Cred că am avut și un pic de ghinion, coroborat și cu lipsă de experiență. Nici n-am putut să profităm de anumite momente pe care le-am avut foarte bune, mai ales la final. Noi ratăm momentul 90 și dau gol fază similară sau identică. Ce să zic? Ciupiți puțin, a?
Nu vreau să comentez. Mi-am propus să nu comentez deloc arbitrajul. Îi rog doar... Dați un pis puțin și de arbitraj, că m-am uitat la meci. Să fie tot, să fie tot timpul inspirați și atunci va fi bine. Da? Deci primele trei etape nu comentați arbitrajul, nu? Nu, nu vreau să comentez deloc anul ăsta. Vă las pe dumneavoastră și cei din... Ai, domnul Nicolescu, vorbim peste vreo 10 etape, cam așa. Nu spuneți. Ascultați-mă. Să vedeți. Ascultați-mă ce vă spun. Sunteți un om înțelept. Mie, știți bine că eu vă simpatizez. Nu vă luați angajamentul ăsta că nu o să comentați tot anul arbitrajele. Da, vă... Cum? Zic, nu mi-au angajamentul ăsta în fața dumneavoastră, dar mi-am propus să nu comentez deloc arbitrajul și să arăt respect oamenilor de acolo, pentru că sunt convins că își doresc să facă lucrurile cât mai bine. Uneori sunt mai inspirați, uneori mai puțin inspirați. Da. Bun, ce se întâmplă? Acum 5 minute a apărut știrea dimineții, ca să zic așa. Se retrage domnul Voicu? Nu știu, apropo, nu știu despre ce vorbiți, sincer. Nu, nu-mi dau seama. Vorbiți serios acum, că nu știți? Păi nu, nu știu de ce ar fi știrea dimineții, adică ce s-a întâmplat ceva, nu-mi dau da, seama. Deci ProSportul a dat acum 5 minute că Eugen Voicu se retrage de la Dinamo, cedează pachetul majoritar de acțiuni și că pachetul îl va prelua printr-o majorare de capital Renovațiu. Nu pot să comentez că nu știu informația, nu știu despre ce-i vorba, mi-e greu să comentez. Păi informația. Cum și nu știți asta, că partenerul nostru se retrage? Asta vă spun, că nu știu exact informația pe care mi-o dați dumneavoastră. E... Na. Nu am ce să comentez pe ea, că nu o știu, nu o stăpânesc. A, deci nu v-a zis domnul Voicu că vrea să facă un pas în spate? N-am avut de genul ăsta, adică suntem într-o altă, un alt tip de discuții și nu am avut discuții de genul ăsta, nu știu de unde a apărut informația asta. A, deci înțeleg că nici n-o infirmați, dar nici n-o confirmați 100%. Păi dacă nu știu despre ce-i vorba, poate s-a întâmplat ceva absolut extraordinar în ultimele două zile, trei zile, nu știu. Chiar nu. Păi când ultima oară când ați vorbit cu domnul Voicu? Vineri. A, deci de vineri n-ați mai... Și vineri nu v-a spus care de gând să facă așa ceva. Nu, să întâlnim cu totul și cu totul alt tip de discuții. Nu știu, dar eu vă dați seama, toată lumea e curioasă. Deci domnul Voicu nu v-a zis vineri că vrea să se retragă de la Dinamo. Dacă mă lăsați, putem să vorbim după masă eventual chestia asta, dar nu știu acum să vă spun nimic și ar fi incorrect din partea mea să comentez așa ceva. Știu, dar nu, asta v-am întrebat. Deci nu v-a spus nimic domnul Voicu vineri că se retrage, nu că își cedează pachetul. Discuțiile nu sunt totuși cu totul altă direcție, discuțiile noastre. Da. Da, înțeleg că e un șoc și pentru dumneavoastră puțin. Sunt un pic surprins pentru că dinamica a ceea ce gândeam noi era un pic alta, dar nu știu să vă spun acum exact. Uh-huh. Chiar n-aș vrea să comentez, sincer. Da, dar atâta pe subiectul ăsta vreau să mai întreb. Dacă domnul Voicu, și nu cred că ProSportul chiar pe Dinamo sunt foarte bine documentați, adică eu cred știrea asta că se retrage și că va prelua Renovațiu printr-o majorare de capital. Dar vreau să vă întreb, dacă știrea este până la urmă adevărată și chiar se retrage domnul Voicu, dumneavoastră mai rămâneți? La mine nu se pune problema, că mi-am asumat niște lucruri, am niște discuții active cu toți cei care sunt parteneri și acționari acolo. Discuțiile erau în altă zonă, în zona în care ar fi trebuit cumva altcineva să fie reprezentant și să fie o nouă imagine pentru proiect. Dar n-aș vrea să comentez acum că nu știu exact ce... Am înțeles, dar deci nu se pune problema noastră să vă retrageți, asta e clar. În momentul ăsta în care discutăm, nu. Am înțeles. Poate după masă o să fie altă discuție, mi-e nu? Mi-e greu să cred, da? Ce vă e greu să credeți? Că după masă o să fie altă discuție pe subiectul ăsta. Da. Da, vă văd așa surprins și pe dumneavoastră. Sincer, mi se pare că sunteți chiar surprins de informație. Nu sunt surprins. Mă așteptam, datorită unor lucruri care s-au întâmplat, mă așteptam ca anumite chestiuni care cumva au fost interne să iasă buluc.
perioada asta, dar mă rog, asta e România, în ea trăim și se ocupă tot timpul. E o pierdere, domnul Voicu? Domnul Voicu e o pierdere pentru proiect, știți că dânsul a început, dar haideți să nu discutăm despre asta, că nu cred că e subiectul acum și nu pot să discut despre asta. Știu, nu știu ultimele detalii pe care le aveți noastră. Da, normal, știți cum e, amândoi avem dreptate, subiectul este, dar doar că, cum să spun, trebuie să vă clarificați și noastră, că subiectul e, normal, evident. Când se retrage acționarul principal, știți cum e, nu putem să zicem că asta nu e subiect. 100% dacă ar fi așa. Da. A, dacă ar fi așa. Da, sunt curios, chiar sunt curios. Cine până la urmă, domnul Nicolescu, figura aia care vreți să o aduceți? Dacă aș avea acordul în momentul ăsta să spun, vă dați seama că aș spune eu cu plăcere și aș fi subiect și pentru dumneavoastră și pentru mine. Dar deocamdată nu suntem în momentul. Am înțeles. Este tot așa o figură, fost dinamovist sau din altă zonă? Este un om de afaceri, foarte bine poziționat, care poate să aducă un suflu nou și să ducă o Dinamo la un alt nivel. O să vedem zilele viitoare. Da. Bun. Domnul Voicu a dat, uite, văd acum a dat și declarație oficială pentru ProSport. Cât am putut să contribui, am făcut-o, spune domnul Voicu. Am ajuns într-o situație în care consider că este mai bine să fac acest pas. Mi-am făcut datoria când a fost și mai mare nevoie, iar acum constat că există acționari puternici care nu caută publicitate și pot duce mai departe această structură. Pentru că las în urma mea o structură. Lucrurile sunt așezate pe un făgaș, direcția pe care am setat-o este bună, Dinamo e pe drumul corect. Tot ce ne mai trebuie este timp. Timp și puțină răbdare. Dacă vrei să construiești un club, trebuie să ai un schelet care atunci când am preluat nu exista. Când am venit, totul a târnat de o fărâmă de ață. O să-mi păstrez un anumit procent, dar mic. Va exista o schimbare zilele astea la Registrul Comerțului, a spus Eugen Voicu. Deci e clar că e subiect închis. E declarație oficială asta, domnul Niculescu. Da, bun. Lăsați-mă și pe mine atunci să pot să vă spun punctul meu de vedere după ce... Da, nu doar atâta vreau să-mi spuneți. Este o pierdere, domnul Voicu, acum fiind oficial că se retrage? Păi la momentul la care suntem, evident că e o pierdere. Noi încercăm, cumva și am încercat în discuțiile, ultimele discuții, să avem un câștig din această schimbare și să putem să propunem și să avem variante, cum v-am zis, care să dea un suflu nou pentru Dinamo. Mm-hmm. Am înțeles. Da, de-a lungul de ultimilor discuții v-a mai spus domnul Voicu și a mai anunțat intenția asta de a se retrage? În discuțiile dumneavoastră care le-ați avut. Era o discuție legată de cât de bine ar putea fi reprezentat acționarul majoritar al lui Dinamo printr-o figură care să aducă un suflu nou. Astea sunt discuțiile un pic aici și până nu putem să anunțăm ceva, cred că e greu să vorbesc eu și să dau detalii. Am înțeles. Spuneați despre nou acționar care să vină, că este un om de afaceri cunoscut și dinamovist sau doar un om de afaceri cunoscut? Și dinamovist. Uh-huh. Adică un om potent financiar? Păi dacă v-am spus că e un om din mediul de business care... poate să aducă un suflu nou. Nu, stai, știți cum e nuanța, domnul Nicolescu? Poți, de exemplu, să câștigi, vă dau un exemplu, ca om de afaceri, nu știu, un 2, 3, 4 milioane, să zicem, pe an, da? Și să bagi 800 de mii la Dinamo. Poți însă să fii, nu știu, Țiriac sau să fii Nicolae Badea sau să fii Șucu, să câștigi, nu știu, 15 milioane de euro pe an și să bagi 5 milioane. La asta mă refer. Adică... eu cred că mixul dintre bani și relaționare și poziționare în lumea de business este cel mai bun și cred că persoana respectivă întrunește aceste condiții mult mai bine decât oamenii pe care dumneavoastră i-ați menționat că au o avere foarte mare. Am înțeles. Credeți că va fi un șoc pentru echipă această plecare a domnului Voicu? Nu cred că nu sunt ei în zona interacțiunii foarte puternice cu acționariat. Da, știți cum e. Iarăși nu sunt, iară de-abia vă așezați, iară să clatină barca.
Dar nu cred că se clatină nicio barcă, nu e despre clătinat barca aici. Uh-huh. Și așa cum v-am spus, pentru a găsi soluții și mai bune și a da și mai mult avânt acestui proiect. Am înțeles. Bun, deci e clar, dumneavoastră rămâneți, deci n-aveți de gând să vă retrageți, adică din ton asta mi se pare. Că ave, adică mi se pare că spuneți că aveți o datorie să mergeți mai departe, nu? Parcă așa simt din tonul dumneavoastră. Nu, haide să nu, că nu mă sacrific eu pe altarul ăsta, nu, nu vreau să fiu în zona asta. Eu sunt într-un proiect în care muncesc, în care încerc să-mi fac treaba cât mai bine, în care colaborez cu acționarii și încercăm să găsim cele mai multe soluții. Am înțeles, deci rămâneți. Asta e clar că rămâneți, nu se pune problema. Da. Am înțeles. Am înțeles. Mai aduceți ceva jucători, domnul Voicu? Domnul Nicolescu, pardon, domnul Nicolescu. Mai poate să aducă niște jucători. Da, domnul Voicu e clar că nu mai aduce jucători. Suntem în urmă cu 3-4 transferuri și încercăm să rezolvăm cât mai repede, pentru că cumva poate și aseară s-a văzut un pic. Că vă mai trebuie jucător, nu? Da. Uh-huh. Vreun român, vreun nume interesant? Din România, la momentul ăsta, e foarte greu, dar nu se știe niciodată. Deci mai mult piața externă. Da. Bine, vă las, că sunt convins că aveți de dat multe telefoane. Lucruri interesante, da, se întâmplă. Da, lucruri interesante. Bine, mulțumim și vorbim. Mulțumesc, domnul Nicolescu. Vă mulțumesc și eu. Și eu apreciez. Mulțumesc, mulțumesc. Hai să vedem dacă îl prindem pe domnul Voicu. Ia să încercăm regia, să vedem dacă îl prindem pe domnul Voicu. Și e interesant cine ar putea să fie acest om de afaceri. Și din Amurist. Borcea? Borcea. Eu cred că e cineva care n-a mai fost în, da, în fotbal până acum. Deci, nu cred. Adică... Da, da, zici și de imagine. Și a, care are și o imagine. Cum? Dar eu cred că știa. Deci n-a negat niciodată că nu discuțiile, cred. Discuțiile... Eu cred că discuții au fost, dar eu cred că nu știa că a luat decizia domnul Voicu. Eu asta mi s-a părut. Adică mi s-a părut că nu e o discuție neapărat mega nouă, ce, da, faptul că adică probabil Voicu i-a spus, știi, cred că ce i-a spus Voicu? Cred că Voicu i-a spus, domne, nu pot să duc să țin echipa, pentru că Voicu, repet, nu este Gigi Becali, da? Care să câștige nu știu câți bani, da? Corect? Și probabil că au avut discuții, dar mie mi s-a părut surprins, Nicolescu, da, să știi. Da, dar... Nu, Vivi, mi s-a părut surprins că probabil a luat acum... Deci, acum 5 minute. Dar și-a luat după prima etapă, și-a luat înainte de începerea campionatului. Da. Da. Mi-a convenit ceva, e clar. Ce, la meciul de aseară? Cum? Ce să ne convine la meciul de aseară? Ce? Chiar, e clar că l-a deranjat ceva. S-a prezentat bine față de ce... Decizia asta. Față de anii trecuți. Când jucau numai pe la baraj, Dinamo aseară chiar a arătat o echipă de Liga 1. Chiar mi-a plăcut, sincer. Da, nu, cred că nu poate din punct de vedere financiar să susțină și greu au căutat și probabil l-au găsit pe acel om de care spunea Nicolescu și nu are acceptul să-i spună și domnul Voicu a făcut un pas în spate. A făcut un pas mare. Nu, e clar că s-a retras. Pentru fotbal românesc e ok. Cum? Să vină oameni puternici cu bani, e ok pentru fotbal românesc. Bine, hai să vină, că știi cum e. Că văd că până una alta s-a retras cineva. Și pe la noi au venit turci. Cum? Dar chiar, mă, Givi, cum era voi cu turcii ăștia? S-au plătit vineri banii către Balcanii. Da. Care erau necesari pentru a debloca transferurile. Și acum astăzi se așteaptă hârtie de la Balcanii ca să o trimită clubul la UEFA să se poată înregistra cei 5 jucători noi care au venit. Mai cu probleme, Arichita. Doamne, bănele, zici că suntem blestemați. Din seara merge la meci, la 21:30. Da. Merge, vine Budescu. Vine, da, Budescu. Da, da, da. Deci au bani sau n-au bani turcii, Vivi? Ei, turcii n-au preluat clubul. Uh-huh. Ce știu eu, la Plăiești, turcii n-au preluat clubul. Cum adică turcii n-au preluat clubul? Că nu nici n-au cum să preia, este un ONG. Aceste Petrol 52 este un ONG. Dar din discuții, turcii au spus că o să vină cu o sumă de bani, se pare 1.900.000 de euro, care să ajută managementul clubului și au adus antrenor pe Mehmet Topal. Neavând licență, au adus un bosniac cu licență pro.
jucători noi, eu așteptam mai mult, m-am și bucurat când am văzut că vine Mehmet Opal, mă așteptam să vină și ceva jucători tineri din Turcia, după la Galata, după la Fenerbahce, după la Beşiktaş, că na, Mehmet Opal 81 de selecție la echipa, a jucat și pe la Valencia, pe unde a jucat. Dar problema la noi sunt financiare. Se pare că s-a plătit și un salariu vineri, da, vineri din cele trei care erau restante. Să privim cu încredere, pentru că altceva nu avem ce face. Marian Copilu s-a retras, nu mai este în acționariatul, nu mai este în membru Consiliului de Administrație, pentru că fiind ONG nu mai ai acționariat. Și îi așteptăm pe acei turci care au spus că vin cu bani, care vin cu management, care vin cu totul și nu prea îi vedem. Dar bine că s-au plătit banii vineri, s-au deblocat transferurile, începe... Deci cât s-a dat un salariu? S-a dat un salariu din trei, am înțeles că erau trei restante, mai sunt două, dar în fotbal românesc două salarii restante e ca și cum ești la zi cu banii. Da, apropo de salarii, dacă tot vorbim de salarii, hai să vorbim și să vedem ce bani a plătit Neluțu Varga. Da? Ia să vedem. Da. Îl avem și pe domnul Voicu la telefon. Vă salut, domnul Voicu. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Am auzit chiar cu, aș putea spune, cu o ușoară tristețe. Vorbesc serios, mai ales că sunteți un om serios. Vestea că faceți un pas înapoi de la Dinamo, pentru că chiar e nevoie de oameni serioși și profilul dumneavoastră chiar mi s-a părut, ne-am văzut și în emisiune, de om serios, adică de om care chiar face lucrurile ca lumea. E adevărat? Vă retrageți de la Dinamo? Da, vă mulțumesc. Nu cred că ăsta trebuie să fie termenul. Nu mă retrag de la Dinamo, ci rămân la Dinamo, doar că eu consider că rolul meu pe care mi l-am asumat inițial a fost îndeplinit și cred că e momentul să vine cineva care poate să facă lucrurile din momentul de față mai bine, să adauge mai multă valoare proiectului. Despre asta e vorba. Dar de ce ați simțit dumneavoastră să faceți pasul ăsta înapoi? Adică care au fost sau ce s-a întâmplat? Ce v-a determinat? Nu e un pas înapoi, aș spune. E un pas firesc în evoluția unei companii, când există un profil de conducători care se pricep să ducă lucrurile până într-un moment, după care e bine să schimbi profilul celor care conduc compania cu alții care se pricep să ducă lucrurile din acel moment mai departe. Practic, prin, hai să-i spunem totuși, pas înapoi, dacă n-ai cum să nu-i spui totuși că e un pas înapoi, pentru că până acum erați, să zicem, acționarul majoritar. Am înțeles ideea că rămâneți la Dinamo. Mă gândesc că o să rămâneți cu niște procente, vă păstrați niște procente, nu? Sigur, sigur. Adică bănuiesc că păstrați un pachet din acela de 10%, nu? E foarte posibil. Poftim? E foarte posibil. Da, am înțeles. Bun, dar cum să spun, de ce ați simțit dumneavoastră asta? Pentru că eu v-am văzut în emisiune, sunteți un om analitic. De ce totuși ați ajuns la concluzia asta? E vorba de, nu știu, e vorba de mai mulți bani care ar trebui să se bage? Sau nu e vorba doar despre milioane de euro acum? Nu cred că despre bani trebuie să vorbim acum. Deci... E vorba de faptul că în fotbal eu nu mă simt neapărat acasă. În schimb, am o experiență de a lansa niște business-uri și cam asta cred că am făcut. Am ajuns la o anumită stabilitate la club, la un traseu pe care clubul va evolua și cred că momentul reconstrucției în sens adevărat sau mai clar definit, este acesta, odată cu acest sezon care tocmai a început. Dar de ce n-ați făcut acest anunț înainte să înceapă campionatul? Dar n-a fost un anunț. A fost o solicitare a unui jurnalist care a spus că vrea să scrie despre chestia asta și că scrie oricum. Și m-a întrebat și pe mine dacă mă gândesc la așa ceva și am... spus ceea ce vă spun și dumneavoastră, da? Când, da, mă gândesc, da. E posibil să vină cineva care se pricepe mai bine la fotbal, se pricepe mai bine la a crește companii,
care probabil au nevoie de o dinamică pe care o pot gestiona mai bine. Uh-huh. Am înțeles. Practic, când ați luat hotărârea? În vara aceasta sau chiar acum zilele acestea? Adică vă gândeați mai de mult la acest pas? Da, hotărârea am luat-o în momentul în care am investit la Dinamo, pentru că eu mi-am asumat o perioadă limitată în momentul respectiv. Nu m-am văzut patron, ci punghiile mele de echipă de fotbal și mi-am îndeplinit rolul pe care l-am asumat atunci. Asta e tot. Am înțeles. Cum lăsați clubul, ca să zic? Cum lăsați clubul? Mă rog, înțelegeți întrebarea. Clubul e bine, evident că întotdeauna îți dorește să fie și mai bine decât e la un moment dat, dar lucrurile merg în direcția bună și chiar dacă ritmul, să zicem, a fost poate mai puțin alert decât ne-am fi dorit, totuși din interior, dacă ne raportăm la ce s-a întâmplat în club, sunt multe schimbări pozitive și clubul are o altă dimensiune a staff-ului și o altă calitate. Lucrurile astea vor impacta și vor fi vizibile în timp, în evoluția clubului. Deocamdată puține lucruri să și văd care se întâmplă, dar percepția asupra rezultatelor mai durează. A fost și o presiune din partea familiei, ținând cont că nu vă simțiți bine în fotbal, cum ați spus-o? Da, și da și nu. Presiunea a fost la început, atunci când am zis că am pățit ceva, că fac acest pas. Da, de timp s-a obișnuit și familia mea. Și acum când ați făcut pasul înapoi, nu v-au zis, rămâneți, tati sau soțule, rămâi? Nu. Nu. Andrei Nicolescu, care e destinul lui? Rămâne la Dinamo în continuare sau și el o să facă un pas înapoi? Deși, mă rog, el are alte atribuții în momentul de față. Adică îl vedeți în continuare la Dinamo, pe Andrei? Sigur că da. Andrei muncește enorm. Nu se vede efort depune și cât de mult se străduiește să facă lucrurile bine și să acopere multe nevoi pe care le are clubul în momentul de față. Deci, din perspectiva asta, eu îl apreciez foarte mult pe Andrei și evident că susțin și voi susține în continuare activitatea clubului. Se pune problema că am plecat. Asta este oarecum greșit. Deci, sunteți în continuare pentru păstarea lui Andrei Nicolescu, că a făcut treabă bună, nu? Evident, cu toate greșelile pe care le-am făcut cu toții, direcția e bună. Direcția e bună. Cine vă preia pachetul? Domnul Voicu, Renovatio? Cum bănuiesc? Nu comentez acest aspect. E vorba despre faptul că... Eu n-am spus că voi ceda la Renovatio. Eu am spus doar că Renovatio are deja un procent mai mare decât cel care este public și că în curând se va vedea și la restul comerțului. Nu am spus că voi cesiona către Renovatio. Am înțeles. Și către cine cesionați atunci? Nu pot să vă răspund deocamdată la această întrebare. Vorbeam și cu domnul Nicolescu mai devreme și spunea domnul Nicolescu, bineînțeles, la fel, nu ne-a spus despre cine e vorba, dar ne-a spus că sunteți în discuții cu un om de afaceri potent, un om de afaceri care poate să ducă Dinamo la un nivel superior, apropo de ce a spus și dumneavoastră. Ok. Sau ok ce? Că știe domnul Nicolescu și nu știți noastră, sau cum? Nu, ok că am lămurit problema și cred că v-am răspuns deja la... Am înțeles. Deci mi-ați răspuns, dar nu puteți să-mi răspundeți, nu? La această întrebare nu răspund punctual, dar v-am răspuns la problema. Dar puteți să-mi răspundeți general? Deci sunt șanse mari să vină un nou acționar principal puternic sau un nou acționar puternic, nu? Din ce înțeleg? Întotdeauna sunt șansele astea. La Dinamo, cred că toți acționarii care vor fi aleși cumva și vor
vor avea pe lângă bani și o valoare care să confirme direcția pe care va merge clubul. Vă veți recupera banii pe care i-ați băgat sau îi lăsați în club? Nu, rămân invest în continuare și nu e vorba de recuperat de sume. Noi am fost, eu și cu Andrei, niște garanți ai viitorilor acționari și prin modul de organizare nu am concentrat un anumit procent pe care să-l păstrăm și de fiecare dată am vândut niște acțiuni la un preț foarte, foarte scăzut, nu știu, valoarea nominală sau cum s-au întâmplat lucrurile și în rest ei deveneau acționari și veneau la majoritate de capital social. Deci noi nu am vândut acțiunile să facem bani, uh-huh. Eu și cu Andrei. Am vândut acțiunile doar ca să căpătăm, să avem mai... Să aduceți plus valoare, practic, în club. Da, dar să aducem plus valoare nu marcând un profit pe acțiunile pe care le-am avut inițial la un anumit preț. Nu, eu v-am întrebat dacă o să vă retrageți banii, pentru că știu că mai ales dumneavoastră, sau mă rog, dumneavoastră, firmele, dumneavoastră, ați băgat peste 1 milion de euro. Sunt bani, domnul Voicu, sunt bani mulți, nu sunt bani puțini. De-aia v-am întrebat dacă vreți să vă retrageți banii, să vă recuperați banii la un moment dat. Bine, eu vă propun să ne oprim aici, vă rog, bine? Un singur lucru vreau să vă mai întreb, pentru că vin sute de mesaje deja. E clar că dinamoviștii sunt... Dar nu e niciun pericol la Dinamo, nu e niciun cutremur. Da, păi asta e, asta problem. Vin oamenii, asta dați-l, adică ce va urma, că asta mă întreabă, deci au venit, cred că de când vorbim 400 de mesaje, ceea ce e un record. Și oamenii spun, dar ce se întâmplă, ne desființăm iar, am luat-o de la capăt? Nu se întâmplă nimic rău, absolut nimic rău. Adică nu se pune problema de vreun colaps sau nu există așa ceva? Nu se pune problema. Tot ce se întâmplă e spre binele clubului. Da, adică nu vom asista la vreo prăbușire a lui Dinamo. Nu. Adică vor fi mutări spectaculoase în bine în viitor? Vor fi mutări în bine. Nu știu de cât de spectaculoase vor fi, dar vor fi bine. Am înțeles. Bun, deci nu e clubul în pericol, că asta întreabă oamenii. Nu. Bine, mulțumesc mult, domnul Voicu. Bine, la revedere. Da. Da. Poate fi bine. Să nu vedem vină un curtaserul, să nu vă găsească vreun curtaserul din nou. Da, vedem cine o să vină. Chiar sunt curios și eu. Poate ne zice Mitică Dragomir că vine la 1:30, că Mitică știi tu, le știe, le mai aude pe astea. Da. Cine o să vină. Nu, e clar că lui Voicu nu-i plăcea. Da. Nu, e clar. Da, nu era din filmul ăsta. Nu era din filmul ăsta și mai e ceva, să tot pui bani, să tot pui... Nu contează. Că pui 50.000, că pui 150.000, nu contează, știi? Dar nu, e clar că nu e din filmul ăsta. Nu e. Nu? Cred că l-a măcinat și declarațiile și mesajele pe care le-a primit după poza aceea de la CFR, când l-au făcut dinamoviști praf, că s-a pozat cu trofeele celor de la CFR. Și uite că se retrage chiar după meciul cu CFR. Mm-hmm. Dar probabil că va veni, eu cred că din ce a spus și domnul Voicu și Niculescu, sunt discuții de mai mult timp cu acest nou acționar, mm-hmm. Și cred că și-a dat acceptul și de asta. Nu, acum am înțeles despre ce e vorba. Niculescu a avut discuții cu Voicu și Voicu și-a manifestat intenția de a face, pentru că ai văzut, a zis că păstrează 10%, de a nu mai fi acționarul principal, dar cred că Niculescu nu s-a așteptat ca Voicu să facă anunțul acum. Da. Știi? Probabil ProSportul a aflat, l-au sunat pe Voicu, domnule, noi oricum o dăm, ce părere aveți de asta? Și cu asta, basta. Florentin, salut! Îl avem și pe Florentin Petre la telefon. Alo? Salut! Salut, Horia! Hai că mă bucur că te aud pe tine și cu mă auzi cum e? Mă auzi, mă? Ce nebunie la voi! Știrea zilei este că domnul Voicu se retrage de la Dinamo.
Ah, nu știam lucrul ăsta. Bine, te-au sunat. Am pornit la un drum împreună, probabil că se va răzgândi, dacă nu e vreo glumă. Nu, nu e nicio glumă și nu se răzgândește, că am închis acum cu domnul Voicu. A spus că se retrage din postura de acționar principal susținător și că probabil va rămâne cu un pachet de 10% și lasă pe alții mai potenți și mai pricepuți să vină să ducă Dinamo la un nou nivel. Ce să zic, Horia, eu sunt aici doar pentru a-mi face treaba. Da, normal, normal. Oamenii sunt foarte bine pregătiți, mă bucur foarte tare în primul rând de tot ceea ce am întâlnit aici. Atâta profesionalism, de la magazioner până la domnul Voicu, pentru că vorbim de anumite scări ierarhice, mi se pare normal. Ce pot să spun, a fost un impact extraordinar de frumos al meu când am ajuns. Condițiile sunt excelente din punct de vedere al face performanță. Te rog. Da. Cum a fost meciul, Florentin? După cum am văzut cu toții, după o primă repriză extraordinar de bună a noastră, cu atitudine și cu agresivitate și cu goluri frumoase, ai văzut? Zici că au fost trase ca pe PlayStation. Da. Foarte bună atitudinea băieților. După aceea, normal, CFR, echipă cu o calitate extraordinară. Vreau să spun de acum că se vor bate la campionat cu siguranță, pentru că o echipă bună. Bine, Petrescu nu venea dacă nu avea siguranța asta de a se bate la campionat. Și, da, o tinerețe, căldură, au fost și anumite greșeli personale care ne-au costat. Dar eu vreau să spun că sunt foarte mulțumit de ceea ce se lucrează, facem o echipă bună, îmi doresc în toată inima să câștigăm cele 3 puncte pe care le avem puse în joc la meciul cu Petrol. Cârjan? Magic. Cârjan, dacă eu știu... va ajunge la, cu siguranță va ajunge, că de-aia suntem aici, să ajungă la potențialul maxim. Ai văzut ce fază, asta este de altă, de high level, este de altă clasă. Eu l-am văzut, îmi place foarte mult de el, este un caracter de copil foarte bine educat și calitățile pe care le are, cu siguranță îl va aduce probabil și în vederile echipei naționale. Deci extraordinar, a? Ți-a plăcut mult, a? Nu, dar problema e alta. Voi vedeți acolo, la meci frumos, meci oficial, dar să-i vezi cum se antrenează. Și nu numai Cârjan, de fapt toți jucătorii pe care îi avem aici au o atitudine foarte bună din punctul ăsta de vedere. Adică sunt motivați, sunt concentrați, lipsa de noroc, eu știu, aseară puteam să scoatem un egal. Într-adevăr, CFR, echipă cu experiență, Petrescu, bun, ce să mai. Dar și noi am fost buni și mai ales după prima repriză, eu cred că ne dă speranțe că putem să facem un an bun. Da, nu, mie mi s-a părut echipa, mai ales în prima repriză, foarte ok și îți mai spun ceva. Și în a doua repriză ați mai avut pe final vreo două ocazii bune de tot. Da, au fost ocazii, mai ales pe final de joc. Mi-aduc aminte de ocazia lui Bani, care dacă marca golul ăla era perfect. Da, adică, cum să spun, nu v-ați predat așa chiar de tot. Nu. Păi cum să te predai? Trebuie să câștigi meciurile. Noi nu ne predăm. Oriunde vom merge la capacitatea maximă. Asta este mentalitatea noastră. Am înțeles. Deci, mulțumiți. Bine, cred că ce ai simțit când ai văzut că a intrat mingea lui Taxidis în poartă? Ce? Durere. Durere, îți dai seama. Pentru că îmi doream de toată inima să se termine așa. Sau să câștig. Pentru că, până la urmă, așa am fost crescut și educat. Da. Ce? Zelico Copiș, ce a zis după meci? Supărați cu toți, îți dai seama că merita mult mai mult. Îmi place foarte mult modul lui de lucru. Este un om care muncește extraordinar de mult și mă încântă atitudinea lui. Da, a amărât iar că a pierdut în minutul 90? Da, îți dai seama că nimănui nu-i convine să facă lucrul ăsta, să existe momentul ăsta de supărare. Dar le vom regla pe toate, în toată inima, da.
Bine, mulțumim, Florentin. Și baftă. Mulțumesc. Mulțumesc, la fel. Vă ceau, pa, 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 pa. Pa. Da. Bun, ia să vedem cine este Aurel Arion. O fi Machidon? E șeful de la... șeful de la Renovatio. Ia să vedem. El este cel care... Mm? El este dinamovistul potent financiar? Mm? Nu știu acum, s-ar putea... Nu, 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 stai, se întâmplă mai multe lucruri aici. Știi cum e? Renovatio e o bucată, s-ar putea să mai fie, să mai fie cineva. Înțelegi? Știi? S-ar putea să mai fie cineva, să nu fie doar doar Renovatio. Eu așa am înțeles din tonul lui Niculescu, că nu e doar Renovatio. Da, da, da. Înțelegi? Știi? Înțelegi? Adică așa am înțeles. Știi? Acum nu știm, vă dai, îți dai seama că sunt multe, știi? Înțelegi? Sunt multe, știi? Aurel Arion, nume machidonesc. Nu? Da. Cine se află în spatele grupului Renovatio, știi? Da. Renovatio. Da. Nu, păi, ei deja... Ai văzut ce a zis? Că a zis ceva foarte interesant. A zis ceva foarte, foarte interesant, domnul Voicu. Deja Renovatio are mai multe acțiuni decât se știe oficial. Da. Nu știu dacă ai sesizat. Și că nu le place publicitatea. Da, și că nu le place publicitatea. Dar au zis că au mai multe, deja au mai multe acțiuni, știi? Mm-hmm. Înțelegi? Știi? Uite, îmi scrie Iulica Angel, colaboratorul nostru, că Dinamo a avut posesie 52%, CFR 48%. Bine, în ziua de astăzi nu mai câștigi cu posesia, dar, mă rog, e... Păi, Spania a câștigat și cu posesia. Cum? Spania a câștigat și cu posesia. I-au pasat prea și cabina de duș. Da. Vivi, fă-mi așa o analiză la ce ai văzut, că acum am văzut toate echipele. Fă-mi o analiză, te rog. Mai sunt două meciuri de seară, dar două meciuri care echipele care sunt angrenate nu cred că se bat la titlu. Păi ce să văd? Am văzut un FCSB care stă bine în teren, cu jucători de valoare, dar am văzut din nou schimbări. Schimbări la pauză, schimbări care debusolează un pic jucătorii. Am văzut un Rapid care prima repriză a jucat, după care repriza a doua a fost dominată de UTA și era să și pierdă meciul. Am văzut un Rapid cu jucători care nu sunt chiar pe peste media echipei de anul trecut. Deci mă uitam la cei doi mijlocași, Kite și Wide. Nu sunt peste ce are FCSB-ul, nu sunt peste jucătorii de la Craiova măcar. Am văzut o Craiova care atunci când a intrat Mitriț s-a schimbat total. A devenit o echipă care se poate bate la titlu și ținând cont că au lipsit Bancu, a lipsit Under 21, Bayram, a lipsit și Screciu. A lipsit și Anzor, care uite, a jucat pentru Georgia la campionatul european. Eu zic că Universitatea Craiova și cu Gâlcă pe bancă și cu, de spus, și cu ambiția lui Mihai Rotaru este o echipă mult mai periculoasă față de ce a fost anul trecut. Apoi CFR-ul, așa cum îl știm cu toții, chiar dacă au primit două goluri acasă, sunt primite pe greșeli de interpretare fazelor și greșeli de poziționare ale jucătorilor, deci greșeli individuale, nu de greșeli de echipă. La fel și CFR-ul a avut pe bancă jucătorii care au fost la echipa națională, mă refer la Mogoș și la Bârligea. CFR-ul sigur va mai aduce jucători, pentru că nici mie nu-mi place ce se întâmplă la mijlocul terenului. Taxidis, da, este un jucător, dar Keita și ceilalți, plecarea lui Muhar, lasă un gol. Cam astea sunt echipele. Sepsi a câștigat sec 1-0 cu Iașu. Iașu, o echipă care... Așa, Farul, na, Gica a fost mai mult plecat și, așa cum spunem toți, nu poți să faci minuni la nesfârșit cu jucători pe care să-i readuci în forma pe care au avut-o odată, pentru că au trecut anii peste ei.
au fost și multe accidentări, Gică nu are banii necesari să cumpere jucători, văd că vinde mai mereu, și un campionat care se anunță mai echilibrat decât a fost anul trecut când FCSB-ul a defilat. Știi că am zis la începutul campionatului, după ce am văzut câteva meciuri, gata, FCSB-ul câștigă campionatul. E, după ce am văzut prima etapă, eu am spus înainte să văd prima etapă, pentru că n-am văzut mișcările și văzut tot ce s-a întâmplat la CFR și uite că Neluțu Varga a băgat 2,8 milioane de euro vineri, într-un club, da? În club, și toate restanțele s-au dus și echipa, știi, Bănele, că eram și noi jucători. Bă, când aveai liniște din punct de vedere și vestiar, și vestiar vin toate după aia, da, da, toate, parcă aveai, ieșai la antrenament și la meci altfel, cu, altfel da, da. Da, uite, din păcate nu la toate echipele sunt e lapte și miere, în fotbal român. Eu văd pe FCSB în continuare puternică și spun și de ce. Ei au rămas nucleua de jucători. Ei doar în față trebuie să mai găsească. Bă, nene, anul trecut Olaru cu și au Coman, și în față Olaru și Coman au avut peste 50% din goluri marcate. Vorbesc de pase de gol și goluri, peste 50% Olaru și Coman. Da, a plecat corect. A plecat Coman. 25% din ce a s-a întâmplat anul trecut. Eu cred că lipsește. Din punctul meu de vedere va suferi după plecarea lui Coman. Din punctul meu de vedere, și eu, nu există jucători, nu există, pentru că Clăinel Coman era și în vestiar un lider. Și vestiar, era și când avea ieșea pe teren, și avea echipa adversă, știa, băi, Coman, avea și Coman. Calitate ca jucător. Când echipa nu juca, inventa ceva. Inventa ceva, da. Inventa o lovitură liberă, poi scotea un penalti, acum nu există, nu mai este jucător la FCSB care atunci când echipa, uite cum a fost acum, unul, păi dacă era Coman, minutul 80, scotea ceva. Nu mai este. Nu mai este acel jucător care spagă. Eu zic că va face diferența Ștefănescu. Asta e părerea mea. Zic că un jucător foarte bun. Uite, Ștefănescu a dat de un jucător, da, de un dinozaur, cum ziceam noi, de Kipciu, da, care a jucat pe piciorul drept. Da? A jucat fundată ca piciorul drept. Care este fenta lui Ștefănescu? Pac, să intre pe piciorul stâng al lui. E, da, dar pe piciorul drept al lui Kipciu. Și l-a blocat Kipciu de... S-a luat Gigi de el. Și Kipciu e da, piciorul de bază. Asta spun că dacă echipele acum or să îl analizează pe Ștefănescu și toți îl cunosc acum. Și știu, o să vezi că o să-i facă și dublaj, o să vezi că stă mai aproape de el. Pentru că el juca la Sepsi, Sepsi nu era o echipă care să domine așa. El primea foarte multe mingi în spatele fundașilor, primea foarte multe și el pleca. La FCSB nu poți să, pentru că n-ai spate. Și execuție bună. La FCSB, echipele care joacă cu FCSB se apără, supraaglomerat. Și trebuie să te descurci în criză de spațiu și chiar mă bucur că a ales, că la un moment dat, sincer, îmi doream foarte mult să ajung la FCSB, dar după declarația patronului de la Sepsi, ziceam, bă, nu mai vine. Dar e un jucător, chiar mă gândeam că pleacă Coman, are nevoie FCSB de Ștefănescu. Și chiar mă bucur că a ales FCSB. Și atunci, da, să vedem că odată la FCSB lipsește vârful. Da, Popa și mie îmi place Popa ca jucător. Dar e tot jucător de spații. Tot jucător de... Nu știu să joace cu spatele. Miculescu totul așteptăm de 2 ani de zile ăsta. Nu este... Cred că s-a plictisit și Gigi. Cred. Da. L-ai văzut ce a zis. Dacă n-a taș mingea, cred că și, știi cum e și Gigi. L-a umflat. 1.700.000 dați. L-a umflat. Îl umflă că erau banii, 1.700.000 dați. Hai că avem și pe Cristi Borcea la telefon. Cristi, salut! Salut! Salut, și salut, salut! Invitațiilor doi! Mulțumim, salut, mulțumim! Salut. Cristi, bineînțeles că știi cum e la Dinamo. La Dinamo e liniște o săptămână, două, mai înțeles, și după aceea iar începe nebunia. Acum o oră a venit, am și vorbit, am discutat cu domnul Voicu în emisiune acum o jumătate de oră sau cât am vorbit, Bănele. Da, și... A anunțat că își cedează pachetul majoritar domnul Voicu și că probabil va rămâne cu un pachet minoritar de 10%. Deci, practic, la ora asta, acționarul majoritar, care era domnul Voicu, a confirmat... Practic, oprește-te. Practic, la ora asta am avut dreptate că nu apucă paltonul când la tine în emisiune, când am zis. Păi da, ai cam avut dreptate, da. Hai că am avut detalii. Deci înțeleg că pentru tine nu e nicio surpriză, nu, Cristi? Păi da, n-am vorbit la tine în emisiune. Nu este de... I-au zis foarte clar când s-au referit bine sau la care au fost. De altă...
altă ligă. Uh-huh. Sunt învățați să joace în altă ligă și nu vezi, s-au descotorosit de... N-am mai criticat de toți dinamoviștii, dacă și de Johnny Culina și l-am auzit și de Oni la centru de copii junior se cutremur. Deci practic nu mai e nimeni. Deci practic nu, da. nu mai are identitate clubul ăsta, nu? Nu. Singura problemă, ce am spus și la tine în emisiune, este stadionul, este să unească în jurul lui Lupescu, cum am... Și ți-am spus. Mm-hmm. Dacă asta e. Da. Deci nu e nicio omirare pentru tine, nu? Căsare. Adică era Voicu era la pitici, nu la fotbal, nu? Na, nu, e la licurici, nu la pitici. Ce trebuie să vorbim despre... Boria, tu gândește-te ce orangutan eram cu Copos, cu Iancu, cu Porumboiu, cu Benescu, Nașu, cu Gigi, Benescu. Cu Benescu, cu Nicolae de la Astra, da. Nicolae de la Brașov, da. Neajan, Penalti. Deci înțeleg că totuși a luat o decizie corectă pentru Dinamo Voicu. Și în primul rând pentru el. Eu te-am spus de acum o lună la tine în emisiune că nu are forță financiară, da. Și aduceți-vă aminte că toți m-ați făcut zob în 2000 când am spus că totul se învârte în jurul cașcavalului. Uh-huh. Când am luat Cupa și Campionatul, dar am luat Craiova și v-am spus că totul se învârte în jurul cașcavalului, toată Craiova. Da, corect. Iar voi cu n-avea cașcaval, e clar, nu, Cristi? Ce să ne mai... Păi, dacă norocul Renovațiu, că i-a ținut în viață. Da. Păi ci că Renovațiu o să facă mărire de capital și o să le plătească, o să ia pachetul majoritar Renovațiu. Atunci Dinamo, cum am spus, cu stadionul care prinde contur, cu o comasare, toate, să nu mai este Dinamo 1, Dinamo 2, Dinamo 3, atunci va fi o echipă nu puternică, foarte puternică. Dar ce, așa tari băieții ăștia de la Renovațiu? Da, sunt foarte tari și foarte serioși. Aha. Cine, îl cunoști pe Aurel, pe Arion? Cunosc pe toți. Păi nu, că am înțeles că Aurel Arion e șeful. Sunt mai mulți băieți, dar ți-am spus, sunt foarte serioși și foarte profesioniști. Păi bun, și cum stau cu cașcavalul, Cristi? Că până la urmă aici ajungem, știi cum e. Păi stau ca rău, că acum de-abia au luat vreo 200 de milioane de la OMV pe corețea. A, doar atât? Doar atât, da. Ok. A, e regulat, deci sunt în criză, nu? Cu banii, stau prost, sunt în criză. Deci firmă tare de tot, firma, a? Da, bineînțeles. Mm-hmm. Ce fel de om e Aurel Arion? Este una de cele mai tari din România pe regenerabil, deci nu discutăm de firme gen Voicu. Să avem și noi de un palton sau o să nu ne prindă toamna. Da, sau să nu ne prindă Crăciunul fără ciorapii puși la om. Mm-hmm. Deci potenția, dar după nume Arion e Machidon cumva? Nu știu. A, nu știu Horia și... Nu știu. Mm-hmm. Dar 100% în momentul în care va începe, am spus la tine, în momentul în care va începe demolarea stadionului, în jurul lui Dinamo sunt foarte mulți dinamoviști cu bani. Mm-hmm. O să vezi Dinamo în al doilea an după ce se apropie de terminarea stadionului, că se bate la campionat și are un buget de în jur de 20 de milioane de euro. Sunt convins. Dar tu ce e cu CSU? Cu ce ai ajuns pe CSU? Că până la urmă tot m-am lămurit. La centrele de copii juniori, unde este implicat Ionuț Lupescu, unde e Marius Nicolae, Dănciulescu, Bratu... Păi și ce faci? Le dai bani sau cu ce ai ajuns? Păi ajung la infrastructură, la terenuri unde am copilării și noi. Da, știu, dar ce? Le dai sponsorizare, nu? Sau ce? Da, bineînțeles, da. Am înțeles. Cât? Dar nu le-ai da
apă plată. Am înțeles. Hai, lasă că e bun, pe căldurile astea e bună și apa plată. Da. Tu știi? Da. Și cu cât ai ajuns, Cristi? 300-400 de mii pe an? Nu știi că nu vorbesc și nu vreau să vorbesc să dau naștere, domne, nu vorbesc. De, în infrastructură, la infrastructură pentru centru. Am de înțeles, copii. Deci le dai, o să le dai lunar niște sume să-i sprijini acolo, nu? Primul lucru facem, a ieșit și aprobarea de la minister, o să face Ionuț, se ocupă de atât Ionuț, președintele de club, cât și Lupescu pentru stadionul de velodrom, care era de rugby, să-l transforme pentru centru de copii juniori într-un centru de copii juniori pentru... Bază de pregătire, nu? De am înțeles. Exact, exact. Bun. Plecând Voicu, crezi că ar trebui să plece și Niculescu? Păi, sunt la pachet, nu? Da. Păi da, de asta te-am întrebat, că na, sunt echipă la pachet, cum ai zis tu. Fiecare echipă și aduce echipa ei. Uh-huh. Oria, nu știi? N-am înțeles. Despre ce mai vorbim? Uh-huh. Adică e ceva de genul, bă, nu ți-a ieșit, pleci la pachet, nu pleacă și Niculescu, ca așa e logic. Păi nu-i normal, haide, suntem de vină toți, dar numai noi nu suntem, nu? Cum vine asta? Cu Johnny, ce părere ai de Johnny Culina? Ce? Păi, dar am spus mai devreme, m-am cutremurat, ce să mai... Îl cunoaștem foarte bine cât de profesioniști, cât de dedicat și cum era prezent non-stop. Era în ritmul meu, al Netica, Duru, Nea Cornelici, Nea Oțal, de ritm spartan 24 din 24. Ți s-a părut o rușine să fie dat afară Johnny? Păi, mare, mare și ce să... De-aia și plecat. Păi, pe cine mai aveau să dea afară? Au dat magazinerul, au dat șoferul, au dat toți. Și pe Iulică Miescu, am văzut și pe Augustin, pe toți. Poate s-or fi gândit că... Îi apasă foarte mult mentalitatea asta cu care am fost crescuți de mici, care unde locul 2 era în succes și aduți aminte când tu ai fost la mine acasă în Pantelimon, cum îmi scriau pe garduri că am terminat pe locul 2. Și cred că, nu știu, vor să-i obișnuiască pe suporteri cu mentalitatea. Jucăm la baraj, divizia B, promovăm, nu se poate la Dinamo așa. Cristi, deci e un mare bine că a plecat Voicu, după părerea ta, nu? Pentru Dinamo. Da, trebuia să anunțe, nu trebuia să spun eu acum câte domnule, nu e de financiar, nu e de liga asta, nu e de Dinamo. Uh-huh. O fi, dacă se duce, eu zic că va avea succes la Unirea Slobozia, la Chiajna, la voluntari. La Feceli Curiciu. 100%. Adică omul se pricepe și ai văzut că mai bește, mai face o insolvență, mai face o poză cu o cupă, mai face o poză cu un fotbalist. Cu trofeile la alții. Adică... Cristi, dar Niculescu a zis că el rămâne. Păi el rămâne pe metodă, ca Cunta Chinte. Nu știi, Cunta Chinte a stat 25 de ani. Așa a zis, l-a udat domnul Voicu. A zis că muncește foarte mult. Păi eu sunt sigur, e un băiat foarte deștept, dar și-a greșit partenerii și situația când se iasă. V-am spus-o și... O repet, Nea Cornel o luasem după locul 14 și am terminat pe locul 3 și am ieșit și eu în 95 la cum era recursul etape și aia m-a făcut zo. Băi, n-ai voie să ieși, mă. Ei au ieșit, nu vedeți, nu știi ce bucurie era că să scăpam de retrogradare sau că promovăm. Da. Îți dai seama că să răsucesc frații Nuvailer în mormânt și toți ăștia care au clădit Dinamo și care ne-au învățat. Adică în ce hală a ajuns Dinamo?
Da. Adică nu, Dinamo, Cristi, Dinamo, Dinamo fără dinamoviști. Păi fără dinamoviști și fără mentalitate. Totul pleacă de la mentalitate, Horia. Da. De la centru de copii și juniori. Pleacă de la conducători, pleacă de la centru de copii și juniori. Cum îi antrenează, cine sta antrenorii și după aia piramidă sus. Da. Da. Și la centru de copii și juniori am ajuns, luăm 5, 7, 10. Păi noi eram campion la toate vârstele. Da. Am ieșit 2000-2004, campion de la echipa mare până la 10 ani. Mă uitam, acum am intrat, cât vorbeai, am intrat pe Google, așa e, cum ai zis, n-au luat mult, vreo 250 de milioane de euro, atât au luat. Da, vezi? Da, da, n-au luat așa de la Renova, nu prea au bani, n-au bani, stau prost. Cristi, mersi frumos! Vă doresc emisiune plăcută și mult mersi. Succes tuturor! Vine Mitică, vine Mitică în forță! Nea Mitică, tăticu, Nea Mitică! Da. Bine, mulțumim Cristi! Mulțumim. Da, vedem ce se va întâmpla. Eu cred că va fi bine pentru Dinamo. Da, asta e părerea. Așa... Nu, n-avea, voi cu un om, cum să spun, de bun simț ai văzut, da. Dar nu, n-avea forță de Dinamo. Bănele, mersi frumos. Cu drag. Așa, Vivi, mersi frumos. Trecură 3 ore ca focul, adică. Da. Mulțumim mult Superbet, sponsorul principal al emisiunii și partenerul nostru de forță încă de la început, de acum aproape 2 ani, liderul incontestabil al pieței de specialitate din România și mulțumim Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii, care este alături de noi, iar în vara asta realmente toridă este binecuvântarea, mai spus eu, să ai Aqua e ăla ești. Ai scăpat. Da. Trebuie, nici nu am dat seama. Bun. Astăzi de la 17:30 puteți să urmăriți emisiunea în reluare sau în premieră, dacă n-ați văzut-o, pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horie Ivanovici. Mulțumesc tuturor băieților care ne-au ajutat. Lui Cristi la site, lui Vlad, lui Adi Barna, lui Leo, tuturor băieților din regia de emisie pentru toată treaba foarte bună de astăzi. Am avut, ați văzut, o grămadă de reacții. Astăzi și doi invitați, ca de obicei, mai mult decât interesanți și mai mult decât simpatici, ca să spun așa. Ne oprim aici, urmează Max Profețiile lui Mitică, în 50 minute îi dăm drumul, rămâneți pe fanatic.ro, urmează show-ul show-urilor 1-1 Horie Ivanovici cu Dumitru Dragomir. Vă dați seama câte subiecte avem cu Mitică, nu? Trump! Cum Boicu. Îi zice? Boicu, FCSB-ul, Neluțu, Dinamo, nuntă, nunți, da? Nici nu știu, cred că îl țin 2 ore, cred că îl țin pe Mitică. Și-o fi luat ceva la sufertaș și Nea Mitică să mai mănânce. Bine, urmează Max Profețiile lui Mitică, oameni buni, în câteva momente, în direct și în exclusivitate pe fanatic.ro, toate cele bune.